Cam asta e Marian Marinca. În mare, vorbind. Pe Marian Marinca și e greu să descoperi. Păi asta vrem să facem. Foarte aici. Greu. Extrem de greu. Am încercat foarte multă lume. În general, partea feminină să descopere pe Marian Marinca. Însă este greu. Foarte greu. Mie mi-e bine așa. Nu trebuie mai mult. Sunt așa. Însă eu am descoperit niște oameni acum pe care i-am în echipa de vânzări care vor să facă mai mult. Mă aduc aminte că mi-a dat maica mea niște bani când aveam mașină. Nemai fiind angajat, nu mai aveam nici mașină. Păi mașină personală nu am avut. Și mă aduc aminte că mi-a dat niște bani și mi-am luat prima mea mașină în 2010, un Ford Focus din 2000, tot ruginit, vai de mama lui. Sunt înnebunit după pantofi. Nu consider că e aroganță, că nu sunt o mare cheltuială. Costă decent. Nici puțin, dar nici cât? Mult. Cât trebuie? De la până la... De la 300 de euro până la 700 de euro, 1000 de euro. Chiar îmi plac foarte mult cluburile, chiar îmi plac foarte mult distracțiile de noapte. Însă îmi plac chiar și foarte mult aventurile. Gen rafting, gen karting, gen orice. Credeam că spui acum blondă, brunetă, roșcată. Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am găsit la Povești cu Vlad, podcast de Maramo. Mă bucur că ne aflăm la o nouă seară de povești, alături de un nou invitat dornic să ne povestească cum a fost pe fiecare treaptă a scării pe care s-a urcat spre succes. În această seară îl vom avea alături de noi pe omul care a reușit să facă un brand de succes din doar 3 litere. Bine, 3 litere, multă muncă, seriozitate, sacrificii și multă perseverență. De multe ori ni se întâmplă, într-o afacere, toate acestea nu prea contează atunci când reușești să le pui într-un brand de succes. Probabil v-a dat seama deja despre ce brand este vorba, încă din clipa în care am spus că este alcătuit din doar 3 litere. Dacă nu, vă mai dau un indiciu. Aceste 3 litere reprezintă calitate, durabilitate, asigură căldură caselor noastre și ne protejează familia și casa în fiecare anotimp. Acum că știm cu toții că este vorba despre Marinca Marian, managerul MRK, aș vrea să-i urăm bun venit. Marian, îți mulțumesc că ai venit alături de mine în această seară de podcast. Și mulțumesc că m-ai invitat, Vlad. Cu mare drag. Plăcere, cu mare drag. Și să știi că am pregătit pentru tine ceva special în această seară, pentru că știu că ești un mare pasionat de gusturi fine și mai ales atunci când vine vorba de vinuri. Datorită prietenilor noștri de la Crama Divin, da, avem aici o... Vreau să-ți fac o prezentare mai specială, de care o să am nevoie un pic de... puțin text, pentru că e mult de spus și mult mai mult decât am scris aici, dar este un vin despre care avem ce vorbi. Prietenul meu Ciprian de la Divin, bă, omul ăsta e... Știu pe ce. Îl cunoști, așa-i? Da. Bă, e o enciclopedie vie. Deci omul e... Îi și place. E senzație. Deci nu mi-a venit să cred. Prima dată când l-am cunoscut a fost super profi, dar... L-am cunoscut cu vreo 3 ani, tu? Când l-ai cunoscut? Îți dai seama, prima dată când am mers la magazin, nu era pe acolo, dar în timp că am ajuns client fidel, că na, când îți place ceva, te duci des. Dar în cele din urmă m-am întâlnit cu el și a fost super profi, a fost ok, omul știe ce face. Păi da, acum când i-am spus de proiectul ăsta și am zis că vreau un vin special pentru că i-am zis că vii la podcast, bă, și-a început omul. Bă, și mi-a dat și mi-a scris și a zis: Ciprian, oprește-te, te rog să-mi scrii toate chestiile astea, că n-am cum să le țin minte. Tu dai seama. Și începem așa. Ia zi. Votată în anul 2020 drept The World Most Admired Wine Brands, wow. Crama Catena Zapata produce la ora actuală unul dintre cele mai bune malbecuri din lume. Iar ediția de față, Argentino 2019, nu face excepție. A fost apreciat cu 99 de puncte, close to perfection, de către influentul critic internațional James Suckling. Da, Suckling, exact cum se aude. Argentino este obținut inclusiv din vițe vechi de peste 100 de ani. Foarte tare. Operă a renumitului vinificator și wine director Alejandro Vigil. Sper că am pronunțat bine latino numele ăsta, că, na,
nu cunosc chiar orice limbă la perfecție. Bun, el ne întâmpină cu arome fine, elegante de mure, prune, afine, fructe negre de pădure și ciocolată neagră, cu aluzii de tabac și trufe negre. Întotdeauna aceste elemente vor face un vin extraordinar. Sunt curios. Fii atent. Curios. Inclusiv la etichetă a avut să-mi spună o poveste. Eticheta vinului este unică și reprezintă un omagiu adus istoriei acestui soi celebru din Argentina. Are patru figuri pe ea, patru personaje. Toate sunt femei, câte văd? Nu, par, pentru că unul e îmbrăcat așa mai de duce de ce a fost. Fii atent că-ți spun ce reprezintă personajele astea. Una este Eleonora de Aquitania, fostă regina Franței. Și reprezintă nașterea soiului Malbec în Cahors. Următoarea este Ana Mosceta, o imigrantă, și ea simbolizează mișcarea către lumea nouă, împreună cu cel care i-a devenit soț, Nicola Catena. Deci ăsta ar trebui să fie soțul ei. El a plantat prima viță de Malbec în Argentina, Filoxera, este cea din urmă, care de fapt reprezintă moartea soiului Malbec în lumea veche. Acesta de fapt este un fel de dăunător aproape care a exterminat toată vița de vie din întreaga Europa. În cele din urmă există Bodega Catena Zapata, reprezentantă de Adriana Catena, care înfățișează renașterea pământului și maternitatea, bogățiile lumii noi, potențialul de învechire a vinului este de 10 ani. Adică poți să-l ții 10 ani și să-l bei după 10 ani, fără să se schimbă nimic în acest vin. Putem scrie foarte multe pagini despre vinul ăsta și să vorbim multe ore, dar cred că ar fi bine să-l și gustăm, da, exact. Hai să-l desfacem. Te descurci? Și să avem poftă la povești. Mă descurc. Acum sper să nu fac vreo prostie, mai ales că sunt în cămașa albă. Să facem așa ca și un om care a vorbit cu un profesionist. Și eu mă pricep la vinuri, dar adică mă pricep. Sunt fan. Am cunoscut pe Ciprian. 99 de puncte. Incredibil. 99 de puncte, close to perfection. Ia să vedem. O să facem așa. Să știi că nu avem termometru la acest vin, dar tot Ciprian m-a mai învățat ceva. E așa. Și mi-a spus că pentru orice vin, el folosește regula celor 20 de minute. Și am să ți-o spun și ție. Ia zi. A rămas șocat și acasă am, îți dai seama, am termometru, am toate alea, mă chinu și o cumpăr. Toți avem. Aș vrea să nu-mi stropesc cămașa de aia, fac un pic de... Așa. Zice că vinul roșu așa trebuie ținut 20 de minute la frigider, înainte să-l bei. Chiar iar dacă este la temperatura camerei? Și că în astea 20 de minute cumva atinge o temperatură care îi scoate în evidență tot ce e mai bun din ații două. Iar vinul ăla, las că mă duc eu cu ea și l-arunc avem aici. Nu l-arunc, dar nu e. A, nu, stai, nu, ăsta ce se pune pe dop. Dopul avem altă poveste. Bun, și ce faci cu dopul ăla? Ei, stai că avem o poveste și cu dopul. Aia să deci, las că-ți pun eu după aia regula cu 20 minute, că mi-am notat-o și pe aia că e cu... Deci dopul ăsta, o să te rog frumos să... Îmi acorzi deosebită plăcere să până mă obișnuiesc eu cu tot decorul ăsta de începutul. Dragul meu Marian, stai că ajung și la microfon să se audă ce-ți spun. Dragul meu Marian, am să te rog pe dopul ăsta să te semnezi. Va fi foarte greu să mă semnez pe dopul ăsta. Încearcă și tu să faci ceva acolo. Pentru că semnătura mea este foarte complicată. De director. Corect, în fine. Așa. Am Bun. Semnat ceva acest acolo. Acest dop semnat de către Marinca Marian. Îl vom pune aici la colecție. A, am înțeles. Trebuia să-mi-l dai să-l miros prima dată, să văd. O să-ți placă.
Trebuia să-l miroși, că eu ți-l-am dat să-l semnezi. Da, n-a fost. Bun. Inspirat. Și acum să... Ia să consumăm acest vin. Ia să vedem, Vlad, servește-mă tot rog frumos. Echipa de producție să fie sigură că o să lăsăm și pentru ei puțin. Mai avem o sticlă. Dacă nu, la Divin, v-am zis, da? Magazinul Divin. Prima dată să gustăm, apoi mergem la magazin. Mamă, ce culoare are, sincer. Paharele nu sunt chiar de vin roșu, dar așa e la început. Până poate găsim un sponsor, cine dă pahare, cine știe ce iese de aici. Dragul meu Marian, înainte de orice, îți urez bun venit, mă bucur oficial. Că te-am găsit. Bine că... Și îți mulțumesc încă o dată că ai venit. Mulțumesc și eu. Și hai să ne facem poftă de discuții. Genial. Să știi că nu doar că a fost atât de lăudat sau atât de... ce ai zis tu mai devreme, consider că chiar este ceva foarte bun. Uite-te, prestanță, culoare, miros, dar și gust. Îmi vine să vorbesc argentineană după el. Hai, uite că dăm drumul poveștilor. Marian, te rog să te prezinți, dacă poți, cumva mai bine decât te-am prezentat eu deja, și să ne spui două, trei cuvinte despre tine pentru început. Da, Vlad, tu m-ai prezentat foarte pompos, poate în momentele acestea în care suntem. Da, eu sunt Marian Marinca. Am fondat acum 12 ani împreună cu fosta mea soție compania Marinca Idea sub brandul de MRK. Cu acesta ieșim în lume cu brandul MRK și de-a lungul anilor au fost multe suișuri și coborâșuri, însă niciodată nu ne-am lăsat. Tocmai de aceea, dacă e să o luăm de la începuturi, acum 12 ani aproximativ, în 2010, eram nevoit să facem ceva. Pentru că nu mai aveam un job, nici eu, nici fosta mea soție, ea era însărcinată. A fost 2010 când se simțea cel mai tare criza, care a început în 2008, greșesc? Da, așa este, exact. Și amândoi rămăseserăm fără joburi, aveam rate la bănci că ne luaserăm și noi o casă pentru noi, ea era însărcinată cu primul nostru copil. Și așa a început nebunia. Trebuia să facem ceva. Ce facem? Am zis, băi, facem ce știm, nu? Că nu face altceva. Ce nu știm. Bun, dar totuși, de obicei lumea când e în situația de a trebuie să facem ceva, gândește la o scară un pic mai, nu știu, mai mică. Tu te-ai dus chiar acolo, fabricarea... Acum, pentru cine nu, în cazul în care există persoane care nu știu ce înseamnă mereca... La începuturi, și pentru noi a fost, pardon, totul la un nivel mult mai mic. Adică, era o vânzare, în primul rând, și ulterior a început producția, după un an de zile aproximativ. Prima dată luam din stânga, dădeam în dreapta. Făceam un anumit profit. Practic era comerț. Exact, comerț. După ce am considerat că o afacere de lungă durată sau mult mai sigură, ar trebui să producem ceva. Și am încercat mai multe variante și până la urmă a rămas varianta de înfoliere profile PVC. Un domeniu total necunoscut în Baia Mare. Adică era cunoscut pentru anumite companii, dar prea puțin. Și am zis, hai să ne încercăm norocul. Și am început... Nu au fost calculele cu ceea ce am întâlnit în piață, însă după multă muncă, enorm de multă muncă și multe pierdere, am reușit să formăm un departament de înfoliere care în momentul de față este la un nivel de 6 utilaje în nordul României și putem spune că pe nordul României, chiar pe jumătatea României, suntem printre cei mai mari înfoliatori din România. Foliem nu numai pentru noi, și pentru foarte multe firme. Așa a început totul în 2011 aproximativ. Spuneai că ai ales în 2010 să faci ceva la ce te pricepeai.
Corect. De ce spui că te pricepeai la chestia asta? În acest domeniu al tâmplăriei PVC și aluminiu, în care activăm de 12 ani noi ca și brand de mercat, de fapt brandul există doar din 2015, cred că l-am înființat brandul, așa. Odată ce am ieșit din facultate în 2004, trebuia să-mi caut un job și eu. Să muncesc ceva, să... Evident, ca orice student român care termină facultatea și exact. Nu-și găsește nimic în... Mate Info și mi-am căutat un job. Am ajuns să lucrez ca și agent de vânzări la o firmă foarte cunoscută din Baia Mare de termopane, tâmplărie PVC și aluminiu. Am lucrat 3 ani și jumătate la ei, acolo mi-am cunoscut și fosta soție. Am înțeles. Așa, ulterior am mai mers încă într-o altă companie foarte mare, tot pe domeniul acesta al tâmplăriei PVC și aluminiu, însă am stat doar vreun an și ceva. Ulterior am decis că hai să vedem dacă putem face și noi ceva. Și împreună cu fosta mea soție am creat în 2010 MRK-ul. Încet, încet l-am dezvoltat, l-am mai dezvoltat. Ați făcut comerț, ați adunat profitul? Mai și l-ați reinvestit. Tot profitul a fost reinvestit. Absolut tot profitul. Nu am considerat că trebuie să scoatem banii noștri și să îi cheltuim. I-am reinvestit pentru a crește business-ul și pentru a fi mai bine. Erai căsătorit deja în 2010? Sau? În 2010 ne-am și căsătorit. În 2010 te-ai și căsătorit. Da, în 2010 ne-am căsătorit. L-am avut și pe primul nostru copil în 2010. Ulterior am mai venit încă un copil în 2014, al doilea nostru copil. Business-ul a evoluat, s-a dus tot mai sus și poate și munca aceasta asiduă poate ne-a destrămat relația, că acum... aproximativ 3 ani și jumătate, 4 ani ne-am separat. Cum de spuneam, sacrificii. Sunt foarte multe sacrificii. Adică multă lume te vede, știe că ești MRK și da. Zice, uite mă, ce bine o duce. Că așa e la noi, cel puțin. Acum nu știu dacă în toată România, dar cel puțin aici la... Uite-l mă și pe ăla ce bine o duce. Dar nu știe nimeni prin câte ai trecut. Și prin câte voi mai trece. Și prin câte vei mai trece. Așa este. Vorbim de întâmplări. Corect. Ca să faci anumite lucruri pe care nu le face absolut toată lumea, va trebui să sacrifici ceva. Și nu neapărat că eu mi-am dorit să-mi sacrific căsnicia sau viața de familie, însă poate am fost nevoit de multe ori. Chiar am fost nevoit. Pentru că odată ce te-ai înhămat la un asemenea lucru, trebuie să-l duci mai departe. Și sunt momente când trebuie să fie acolo. Adică tot timpul. Din da. Punctul meu de vedere. Bun, de aproximativ 3 ani și jumătate, 4 ani conduc doar eu business-ul respectiv. Câți angajați ai în prezent? În momentul de față suntem aproximativ 100 de oameni. O constanță de acum 2 ani cam tot. Undeva cam la 100 de oameni. De 2 ani de zile, practic tu gestionezi și manageriezi 100 de oameni. Da, de 2 ani de zile, 100 de oameni. Acum 3 ani poate eram 60 de oameni, acum 4 ani poate eram 40 de oameni, nu mai știu exact cifrele. Dar de 2 ani de zile fluctuațiile sunt nesemnificative, undeva 90-100 de oameni. Da, astea evident că niciodată, mai ales la criza actuală de personal, n-ai cum să... Asta e altă poveste și dacă intrăm în ea ne prinde dimineața aici cu criza de personal. Din păcate. Așa este. Spune-mi, te rog, ai zis că ai făcut facultatea de Mate Info. Da, am făcut Mate. Cum ai ajuns să faci Mate Info? Asta ți-ai dorit? Sau, Nu neapărat. Maica mea e profă de mate. A fost, cum a ieșit la pensie. A fost profesor în Budești, de unde vin eu, din Budești. Tu ești din Budești. Eu sunt din Budești. Eu știu, dar întreb pentru cei care se uită. Da, noi sunt din Budești de peste deal, cum se zice la noi, de peste deal. Pistidial. De pistidial. Sau cum? Zii tu cu accentul tău, că ești mai...
În timp îl pierzi, da. Ești obligat să vorbești. Încercând să vorbești tot mai corect. Și, ești obligat, nu neapărat că ai vrut tu, pentru că... Așa este. Așa e. Mama și mea pierzi. A fost profă de deși mate 5-8. Eu făceam mate și cu ea și cu profesorul meu la vremea respectivă. Mergând la liceu, la Siget, la Dragoș Vodă, m-am dus tot la Mate Info, pentru că mi-a plăcut matematica, poate a fost o moștenire de la maica mea, urmând ca să merg la facultate. Trebuia să merg poate la Cluj sau la Timișoara, însă poate n-am fost destul de pregătit și am intrat la taxă, nu la buget. Ai mei nu prea și-au dorit să mă lase la taxă și au zis să mă încearcă la Baia Mare. De la Baia Mare am intrat la matematică informatică pe buget, toată lumea a fost fericită. Și am început facultatea de matematică informatică. Primul an a fost foarte ușor, mai ales având în vedere că aveai cunoștințele din liceu, dacă chiar ai învățat în liceu. Cea mai multă matematică pe care am știut-o eu vreodată a fost în clasa 12. Am avut înainte de bac. Exact, da. Ai făcut meditații cu mama. Nu cu mama, nu? Că mama era 5-8. Da. Profesor era. Poți să fii 5-8. Nu mai aveai cunoștințele necesare. Da, și am făcut facultatea de matematică informatică la Baia Mare. În anul 2 de facultate s-a întâmplat ca tatăl meu să treacă dincolo și atunci lucrurile s-au schimbat total. Eu venind de la țară... Deci, practic, Marinca Marian, fondatorul și conducătorul MRK, este un copil din părinți de la țară. Corect. Familia tradițională, dintr-un sat din Maramureș. Așa este. Care nu a mers la facultate în alt oraș pentru că nu a fost... Permis. Da, nu și-a permis. Pentru că nu și-a permis. Și atunci, făcând facultate aici, am și rămas aici. Dar asta voiam să-ți spun că în anul 2 de facultate, tatăl meu s-a dus și atunci lucrurile s-au schimbat puțin pentru mine, având în vedere că eu aveam... În vacanțele, nu numai de vară, și de iarnă și de alte vacanțe, trebuia să merg la țară să muncesc la câmp și altele. Ca orice copil de părinți de la țară, de la sat. Așa este. Vrei, nu vrei, trebuie să îți ajuți părinții. Că... Corect. Mai ales dacă ei aveau aceste munci încă. Cu ce se mai ocupau? Mi-a zis că mama era profesoară și ce mai făceau? Tatăl meu era inginer la mină. Așa? Că atunci mai existau minele. Și ce munci aveau pe lângă asta? Ziceai că făceai aceste munci. Păi absolut totul. Tot ce înseamnă munca de la câmp. De la coasă, sapă, dus gunoi, iarna, absolut toate. Tot, tot, tot. Impresionant. Sunt mulți oameni despre care se spune și știu povești de genul, dar până acum n-am avut niciodată un astfel de om în față. Și am cam urât această treabă, pentru că nu vedeam o eficiență. Da, arată-mi un copil de 15 ani care zice abia aștept să mă duc să cosesc iarba sau să dau la vaci. Da. Ar fi fost culmea să zici că ți-a plăcut. Da. Adică... Și întâmplându-se respectiva tragedie, am decis eu că... Practic, tu ai devenit atunci capul familiei. Da. Erai bărbatul da, familiei și... Am decis și... că ar trebui să... fac altfel lucrurile mult mai eficient și efectiv am căutat munca eficientă în zona de oraș, nu în cea de la țară. Pentru că cea de la țară nu o vedeam eficientă și chiar nu era, din punctul meu de vedere. Ți-ai dorit încă de atunci să devii un om de afaceri sau doreai să te angajezi undeva pe bani? Nu mi-am vrut să fiu om de afaceri, nici nu mă gândeam să fiu om de afaceri. Efectiv, îmi căutam un job pentru a-mi lotuji veniturile și pentru a trăi. Deci, practic, vrei ca munca ta să fie remunerată în bani și nu în foloasele adunate de acasă. Așa este. Și... Așa am și început. Cred că primul job l-am avut nu chiar la firma de care vorbeam mai devreme, vreo o lună sau două. Am lucrat la o firmă mai mică și ne ocupam cu mai multe lucruri de inscripționat, mașini și alte lucruri pe calculator. Mie mi-a plăcut calculatoarele foarte mult. Îmi plac și în momentul de față calculatoarele. Ulterior am zis, hai să vedem ce înseamnă și termopanele. Acestea, cum se zice în termen popular.
Și nu cunoșteam nici ce înseamnă acest domeniu. Asta vreau să zic, mă gândesc că ai ajuns în domeniul ăsta de termopane dintr-o întâmplare, adică era un job liber și ai zis... Întâmplare. Exact. Și acum ai ajuns să conduci această piață, cel puțin la nivel de județ. Da, putem considera că avem un cuvânt de spus la nivel de județ. Cel puțin ca imagine și ca brand... Și ca și produse și ca și multe alte lucruri, așa este. Suntem doi competitori destul de mari aici în Baia Mare, ne înțelegem foarte bine între noi și colaborăm, suntem și concurenți. Mi se pare normal să fim fair play în față de celălalt și chiar colaborăm. Bine, colaborați, mă gândesc că pe partea de dacă aveți nevoie de ceva, vă ajutați, că practic nu e... Hai să-ți dau un exemplu, poate mai ciudat, nu neapărat în domeniul meu, poate în toate domeniile. Dacă a ta concurență vine la tine și și-ar dori ca să învețe de la tine, l-ai învățat? Eu sunt omul care, să știi, eu tot timpul am văzut în concurență, așa cum ni se și prezintă concurența de altfel în toate cărțile scrise de dezvoltatori personali din ziua așa. De astăzi, dar eu chiar am văzut-o ca pe un punct de a te dezvolta și de a te provoca să te dezvolți. Hai să spun ceva. Cum ar fi ca tu după ce ajungi la un anumit nivel de înfoliere, că vorbim de înfoliere... Corect. Zice, e vorba despre EMRK astăzi. Exact. Vorbim de înfoliere... Așa, și îl inviți pe concurentul tău de la Oradea, dau un exemplu. Firma X. Care urmează să-și cumpere și el anumite utilaje de înfoliat și îl inviți să îi arăți ce știi tu, ce ai învățat. Și da. N-am făcut cu unul singur, am făcut cu mai mulți. Bravo. Și firme foarte mari. Respectivele firme pe care le-am învățat și în momentul de față trimit la mine, l-am înfoliat. Chiar dacă fac și ei același lucru. Pentru că au anumite, poate, profile pe care nu știu să le facă sau nu pot, sau nu au atâtea nuanțe în stoc. Noi în momentul de față avem 62 de nuanțe în stoc. Da, vreau să subliniez asta cu colaborarea ca să nu fie interpretat greșit, gen că colaborați și în alte, după cum știe, există tot felul de legi care, mă rog, nu, am înțeles nu zâmbesc atunci când vine vorba de astfel. De asta am vrut să te fac să spui tu cum și am înțeles la ce te referi, pe ce criterii colaborați. Întotdeauna am văzut concurența ca și pe un mini partener, să nu-i spun chiar partener, pentru că am reușit să dezvolt practic altfel lucrurile. Nu am copiat nimic de la alții. Îți dai seama că nu am inventat eu roata, dar cum îmi place mie să spun, îi pun jante mai frumoase, știi? Și atunci, învățând de la fostul job sau ultimul job sau așa, am dezvoltat în varianta în care am considerat eu că este mai bine. Am adaptat-o. Pentru că trebuie să ne adaptăm. Omul Correct. Care este adaptabil este cel mai inteligent. Nu omul cu IQ cel mai mare este cel mai... Eu așa văd lucrurile în business. Și de-a lungul anilor m-am bazat pe aceste aspecte și deocamdată suntem bine. Spune-mi, când crezi tu că te-ai format ca om și ca... Ok, suntem într-o continuă formare, dar care etapă crezi că a fost cea mai importantă în dezvoltarea ta? Liceu, facultate? Consider că facultatea. Copilăria? Consider că facultatea, pentru că eram singur, stăteam în căminul studențesc și aveam... Și practic tu, domiciliul tău era în Budești. Da. Dar stăteai la cămin în Baia Mare. În Baia Mare la facultate. Da, așa este, la buclă, cum îi ziceam noi. La buclă. Așa, la buclă. Și mă aduc aminte că în primul an de facultate am nimerit pe parile de ruibiști. Stăteam cu toți ruibiștii din Baia Mare. Niște băieți extraordinari până la urmă. Însă, venind la 18 ani în Baia Mare și văzând oamenii cam așa, ai zis, măi, nu e chiar atât de simplu. Însă chiar a fost frumos și niște oameni extraordinari. Și mă aduc aminte că în primul an am făcut o rețea
locală, 6 dintre noi. Nu existau atunci rețele, nu exista internet. Rețea de internet? Sau de internet, rețea locală pentru a ne juca între noi, pentru a schimba informații între noi. Era vremea Counter-Strike, era vremea... Și multe altele. Internetul era de o viteză foarte mică. Țin minte că ne-am conectat chiar la facultate atunci printr-un cablu BNC, dacă mă aduc aminte, și dădeam jos cu un kilo pe secundă. Ce înseamnă un kilo pe secundă? Acum... Atunci a început să se strice copilăria. Da. Cu un kilo pe secundă. Un kilo pe secundă. Da. Dar uite că a crescut viteza. Am învățat să mă descurc singur, în primul rând. Pentru că și facultatea și învățămintele de la ore, de la cursuri, de la așa, au contat foarte mult. Doar că eu am încercat să mă descurc singur și să... Să văd ce trebuie să fac. Nu a fost cea mai frumoasă facultate sau că mi-a plăcut, wow, sau nu știu ce, pentru că a fost multă teorie, prea puțină practică cu calculatoarele. Însă, cu cercul de prieteni pe care l-am avut în momentele acelea, am învățat foarte multe despre calculatoare și... Practic, asta e frumusețea facultății. Da. Anturajul și prietenii, da, pe care ți-i, da, faci... Da, da, da. Și ia uite că fac termopane. Faci termopane. De 17 ani. Cu rețeaua ta din facultate, mai ții legătura, mai... Ce s-a întâmplat? Să știi că acolo aș vrea să-mi spui niște întâmplări pe care ți le amintești din facultate, unde, nu știu, consideri tu că, băi, ți-au rămas întipărite, ceva ce nu poți să uiți, amuzant, sau, bă, uite, de acolo am învățat că nu e bine sau că e bine să fac asta sau aia. Dacă ți-amintești ceva de genul ăsta. Acum și vrei să împărtășești cu noi, bineînțeles. Acum sunt multe lucruri pe care le facem în facultate și în cămin, și bune și rele. Nu, vorbesc de vremea aia, că tu ești încă din vremea aia când era bine și era fain. Acum, este și acum bine. Tinerii fac tot felul, dar ne adaptăm. Eu nu consider și nu voi spune niciodată, pe vremea mea. Nu, greșit. Ei, da, o să ajungem să spunem și asta. Nu vrem, dar... Nu voi vrea să zic așa ceva. Da, că nu vrei tu, e una, dar... Fiecare vreme are alte particularități. Atunci, ce să zic, ne petreceam foarte multe ore în fața calculatorului, făceam și muncă pentru că trebuia să câștig o anumită existență, poate mai bună decât ce mi ofereau părinții mei prin banii primiți de acasă. Era genul de student care făcea bani din instalări de Windows-uri. Da, făceam și așa ceva. Făceam și jocuri, făceam și filme, făceam și muzică. Am fost și cu muzica la anunți. Ia auzi. Am făcut și de genul. Și ce muzică puneai la anunț? Pe ce trebuie? Toată muzica. Însă întotdeauna se va găsi unul căruia să nu-i placă muzica. Sau să spună, asta e muzică? Sau ai muzică? Cea mai tare fază. Erai căutat să fii și DJ la anunți. Făceam și așa ceva. Pentru a-ți rotunji veniturile, trebuia să faci anumite lucruri. Păi suntem aproape de vârstă și eu făceam, instalam Windows-uri, mergeam cu CD-ul ăla cu marca scris pe el, X4C minus... De să nu ne audă cei de la... Păi nu că era cumpărat, dar n-aveam bani să-mi iau imprimant atunci și îl scriam cu carioca, că... Na. Corect. Au fost vremuri frumoase și consider că atunci ne-a format ca și oameni. Momentele acelea. De asta te-am întrebat de facultate. Eu zic că facultatea a fost cea mai frumoasă, cel mai frumos moment. Și au fost, am și învățat, nu pot zice că nu, că trebuia să termin facultatea, am terminat-o, doar că nu mă vedeam ca și profesor, deși am făcut practică, dacă bine mă aduc aminte, în anul 3 de facultate la economic, și în anul 4 de facultate la aveai gânduri sau te-ai gândit așa, no, măcar un pic? Nu, no, însă am făcut modulul pedagogic pentru că mi s-a zis, bă, fă și tu modulul pedagogic. L-am făcut, însă dacă nu ai practicat, îl pierzi după un an sau nu mai știu exact cât. Nu... Îți dai seama cum era. Nu a fost chiar... Profesor Marinca Maria. Nu a fost chiar chemarea mea către acest lucru. Și atunci am început să lucrez. După primul an, dacă bine mă aduc aminte, am urcat în ierarhie și conduceam echipa de Nord-Vest la vremea respectivă, prin 2006. Echipa de ce? De vânzări.
pe partea de vânzări, la un director de vânzări. La o firmă, altă firmă. La fosta companie, la prima companie la care am lucrat, exact. Ulterior, în 2008, împreună cu fosta mea soție, am decis să ne mutăm la o altă companie foarte mare. Deci voi ați fost colegi încă din prima companie în care am fost colegi, fost tu și v-ați mutat împreună la cea de-a doua. Da, ea era venită din Iași, ea conducea zona de est, eu conduceam zona de nord-vest. Și atunci ne-am cunoscut în firmă și ulterior s-au întâmplat lucrurile să fim noi și ne-am mutat în 2008 la o altă companie mare din Baia Mare pe vremea aceea, tot pe domeniul acesta al tâmplăriei PVC și aluminiu. Lucrurile nu au decurs chiar bine, că era și momentul acela de criză, da, începută 2008-2009, s-au cam finalizat și în februarie 2010, dacă bine mă aduc aminte, am plecat amândoi și am început de la zero. Ați plecat că ați decis să plecați să deschideți chestia sau ați plecat că vedem noi ce-o fi? Lucrurile erau grave deja. Nu mai funcționau, degeaba rămâneam... Cât timp a trecut de când ai plecat și până ați deschis compania EMRK? Noi ne gândeam dinainte că direcția nu este bună unde suntem în momentele acelea și am zis, ce facem? Că ne ducem la vale toți sau încercăm pe altă direcție? Păi tu fiind pe vânzări, mă gândesc că oamenii de vânzare simt primii atunci când ceva nu mai merge. Da. Pentru că nu mai vând, nu mai încasează. Nu mai încasează, în fine. Mai primesc și niște... Dar să-ți spun, după ce am deschis business-ul nostru, deși firma a fost făcută în 2009, pe sfârșit de 2009, pentru că știam că asta e direcția, că trebuie să facem ceva și am considerat că hai să încercăm. Jumătate din uși s-au închis. Pentru că la ce zis, te referi că s-au închis? Adică ai încercat să intri la toți furnizorii, clienții pe care am avut la fosta companie unde era, angajați. Jumătate din uși s-au închis, în sensul că cine ești tu, Marian Marinca, pentru că nu mai ești în companie X. Și compania ta este nouă, tu n-ai nimic practic și cam așa a fost începutul. Începutul tuturor este cam așa. Da, mă gândesc că te bucur că ai început chiar de la zero, să zicem așa. Încât ți s-au închis uși. Practic, tu toată experiența pe care ai acumulat-o pe acest domeniu, ți-a fost zero când ai deschis EMRK-ul. Păi, adică, din punct de vedere al colaboratorilor și al... Practic, te-a ajutat doar spiritul tău de antreprenor și de vânzător. Da, contează și lucrurile acestea și experiența... Și că ai știut să intri pe geam dacă ai fost scos afară pe ușă. Și experiența din urmă ne-a ajutat până la urmă și pe mine și pe fosta mea soție, că amândoi am avut o experiență în acest domeniu de câțiva ani și am condus și noi câteva echipe de oameni. Pentru că, mă aduc aminte, în 2008 am fost plecați în China, în Shanghai, amândoi. 2008, da. În concediu sau un scop de business? Nu, interes de business am fost plecat o săptămână. Puțină lume pleacă în China în concediu, dar am zis că te întreb. Că... Da, pentru a discuta cu chinezii anumite parteneriate. Însă, chiar atunci a fost Olimpiada, atunci a fost și cu tremurul sau ceva de genul și prețurile au cam crescut atunci. Și nu a fost chiar cel mai bun business la momentul respectiv și s-a cam abandonat ideea. Ulterior, ne-am început în 2010 absolut totul de la zero, cu ajutorul nașului de la Zalău, Ovidiu, care ne-a ajutat la momentele respective foarte mult. Luam de la el, vindeam, plăteam, vindeam. Și așa am început. Pur și simplu, din absolut nimic. Mă aduc aminte că mi-a dat maică-mea niște bani, că n-aveam mașină, nemai fiind angajat, nu mai aveam nici mașină. Mașină personală nu am avut. Și mă aduc aminte că mi-a dat niște bani și mi-am luat prima mea mașină în 2010, un Ford Focus din 2000, tot ruginit, vai de mama lui. Aia a fost prima mea mașină. Prima ta mașină. Prima mea mașină. Și asta cu aia nu s-o deplasam. Uite, da. Că tot așa am pățit și eu, mi-am luat un Renault Laguna, tot din banii lui taică meu. Mă rog, bani pe credit și ăia, că așa era pe vremea. Că... Hai cum. Da. Oricum, din punctul meu de vedere, pentru a dezvolta un business de la zero, ai nevoie de ajutorul băncilor.
Este imposibil să pui ban pe ban și să aștepți câteva vreme și să investești. Nu. Dacă în momentul de față trebuie să investești și vezi că există o deschidere și o posibilitate de a face bani în zona respectivă, te duci la bancă, îți iei banii și investești. Așa am făcut și noi. Și în momentul de față am destule credite și leasinguri. Nu pot spune că nu. Dorind să te dezvolți, trebuie să te ajuți de bancă. Obligatoriu. Obligatoriu. Spune-mi primii, hai să zic, 2 ani de Emerca. Dacă ar fi să-i descrii în câteva cuvinte. Sau, hai să zicem, în 5 cuvinte. Dacă ar fi să descrii 5 cuvinte. Primii 2 ani de Emerca. Cum ar suna acele 5 cuvinte? Să știi rate. Că... da. Să știi că rezultatele au și venit. Nu pot spune că nu. Și m-am și bucurat că au venit rezultatele. Doar că trecând de la partea de comerț la partea de producție, e total altceva. Total altceva. Când produci, e total altceva. Deci nu ai vrea să știi câtă pierdere a fost la începuturi. Și mă aduc aminte că Anda era însărcinată cu al doilea copil și efectiv stătea să verifice dacă iese bine producția. Da. Deci ai o groază de sacrificii pe care trebuie să le faci. Nu este așa de simplu. Pentru că pierzi foarte mulți bani și în momentul de față o mai dăm de gard, cum îmi place mie să zic. Chiar dacă știm să înfoliem și știm să facem de toate. Și acum câteva luni nu au fost atenți efectiv un schimb și au stricat un palet întreg. De vreo 70 ceva de bare. Nu am văzut-o la prima, la doua, la treia, la patra. 70 și de bare stricate. Și când vezi 14.000 de lei pierdere în câteva ore, e groaznic. Și poți să o faci treaba asta dacă nu ești atent să o duci la câteva zeci de mii de euro pe zi. Dacă ce nu ești ar trebui atent să se întâmple ca să-ți dai seama că s-au stricat astfel de lucruri? Sau cine verifică? Să-mi spui că tu te duci personal și verifici că... Fiecare șef de utilaj, șef de schimb există acolo. Procesul de înfoliere e un proces chimic. E ca și sudura la fier. Adică atunci când sudezi fierul, două bare de fier, cu electroz, cu alea. Aici se face chimic prin adeziv și care reacționează chimic. Adică se lipește folia de profil prin adeziv, dar chimic. Odată ce e lipită corect, nu se va mai dezlipi niciodată. Exact ca și la sudura, exact ca și sudura în fier. Niciodată. Dacă îmi primi... Și greșeala de unde a început încât a mers atât de mult? Nu am fost atenți la începutul procesului, la ungerea cu primer. Trebuie să-l ataci pentru a putea face priza. Și de aici apar costuri, s-a apar întâmplat. Întârzieri. Sunt multe. Dar trecem peste. Le-am plătit, ne plătim greșelile întotdeauna când avem cum. Și noi greșim. Din greșelile pentru că în producție greșești foarte mult. În producție. Doar în comerț, luând din stânga, dând în dreapta noi cum să greșești. Dar în producție greșești foarte mult. Enorm de mult. Că ai putea să automatizezi foarte mult toate domeniile, că și în momentul de față suntem într-un proces mare de tehnologizare și avem 4 departamente. Sunteți într-o continuă investiție. Exact. Deci, foarte mari investiții au fost în ultimii ani. Însă întotdeauna în producție vor exista erori. Întotdeauna. Și dacă îți bugetezi corect respectivele erori și dacă încerci să le diminuezi și chiar reușești, atunci ești pe plus. Avem și noi momente grele și anul ăsta e un pic destul de dificil, însă eu sunt foarte optimist, sunt cel mai optimist. Sunt convins că vom găsi soluțiile care trebuie. Întotdeauna așa le spun și colegilor mei. Soluții vom găsi întotdeauna. Probleme toată lumea are. Problemele ne găsesc ele. Da. Dacă ar fi să fii în 2000 înapoi în timp, 2000? Să te afli, nu, în 2008, 2010, când am început business-ul. Da. Și să fii din nou în situația în care trebuie să faci ceva. Ai face același lucru? Uf, cu mintea de acum? E, da, cu mintea de acum. Hai să zicem cu mintea de acum.
Îți dai seama că dacă te-ai putea întoarce în timp cu minte de acum, ai putea să faci la un total alt nivel. E adevărat, asta fac de 17 ani, cam asta știu să fac. Nu mă bag în alte domenii, pentru că e mai complicat din punctul meu de vedere. Dacă nu știu ce fac, nu fac. Ai mentalitatea lui Țiriac aici. Nu investești în ceva ce nu trebuie să pricep. Cunosc. Sau să studiez. Nu investesc în ce nu mă pricep. Pentru că riscurile sunt foarte mari. Dar dacă ai putea să faci un parteneriat cu cine știe și poți să-l gestionezi corect, este un business. În momentul de față, tot ceea ce înseamnă businessul acesta este controlat de mine. Ca și unic administrator. Și ca și owner. Dar începuturile sunt mult mai ușoare dacă te asociezi câteva persoane. Doar că am învățat un lucru, că oamenii sunt diferiți, suntem diferiți. Evident. Și atunci, definiție. La un moment dat, sigur vor exista divergențe. De la bani, în general. Și respectivele divergențe pot duce de foarte multe ori la rupturi. Rupturile respective pot să fie gestionate corect sau nu. Am văzut destule rupturi. Am văzut chiar oameni pe care i-am apreciat și au lucrat 30 de ani împreună. Dau un exemplu, 3 persoane, dar după 30 de ani toți s-au despărțit. În business mă refer. Și crezi că tot din cauza banilor? Adică după 30 de ani, e un timp mult. În 30 de ani cam îți faci plinul, să zic așa. Da, corect. Doar că vezi tu, suntem și orgolioși. Deci nu e numai de la bani. Nu. Suntem și orgolioși. Mai ales dacă știm că, dau un exemplu, poate cineva consideră că a făcut mai mult decât celălalt, atunci îi se cuvine mai mult. Hai să te provoc un pic. În cazul tău, din ce motiv s-a produs ruptura? Ai început compania împreună cu fosta ta soție și acum ești unic. Zic că mă provoci acum. Păi, am zis că te provoc. Deci ruptura... Nu, e suficient dacă îmi spui adică motive legate de profesionale, de nu. Companie sau personale? Scuză-mă. Te scuz, adică nu te scuz, te susțin că la ce avem aici. Am și uitat să... De e prea bun vinul ăsta, e prea bun să... Corect. Din punct de vedere profesional, ne-am cam completat. Eu eram mult mai agresiv și eram mult mai pașnică. Și atunci, practic, eram la rău și la bun. Și lucrurile funcționau. Știi că funcționează de multe ori. Șeful bun și șeful rău. Să zicem. Așa. Doar că... Din punct de vedere emoțional, lucrurile nu au mai funcționat și s-a întâmplat. Dar din punct de vedere profesional sau și în momentul de față nu am absolut nimic ce să reproșez. Absolut nimic. Tot respectul. Crezi că compania are parte ei de vină pentru această ruptură? Adică dacă n-ar fi fost garantat. În mercau, s-ar fi întâmplat ruptura? Garantat are compania parte ei de vină pentru că... Și ai acordat prea multă atenție companiei? Da. Atenție care și-a simțit lipsa în cealaltă parte. Așa este. Ce spuneam la început? Sacrificii? Sacrificii, nu ai cum altfel. Peste sacrificii. Da. Știi, de multe ori mi se spune asta mi-am dorit, asta am, știi? Acum, nu cred că ți-ai dorit neapărat așa ceva. Nu ai credeam. Făcut fără să-ți dai seama nici nu sacrificiile ajung, pe care le-ai făcut. Nici nu credeam că vom ajunge la nivelul în acesta. Care, da. Da, nu credeam că vom ajunge la acest nivel. Trece prin viață, prin multe lucruri. Eu voi fi tot timpul pozitiv, optimist, niciodată nu mă voi gândi la rău, niciodată nu voi privi înapoi, va fi ca și o învățătură, însă prezentul și viitorul contează. Păi acum nici n-ai voie să privești înapoi, pentru că ești un lider, conduci 100 de oameni, trebuie să fii un exemplu pentru ei. Obligatoriu. Păi cum ar fi să te uiți înapoi, să dai înapoi, trebuie să fii... Niciodată. Pentru că România trebuie să... Și nu numai în România... Trebuie să fii ca lider, trebuie să fii drept, să fii ferm și să nu prea, cum se zice, să nu prea se treacă prin tine. Adică, și cred că tu asta ești.
Să știi că adică ai trecut printr-o mare ruptură, că nu e un lucru mic să o companie începută în doi să continue în unul și totuși cred că în ultimii ani ai urcat tot mai mult. Probabil din cauza că ai avut mai mult timp să te ocupi și ai avut și mai mult timp să te ocupi de dezvoltarea companiei. E cu plus și cu minus, pentru că trebuia să suplinesc și cealaltă parte care era foarte bine gestionată și atunci trebuia să fac munca a două persoane. Și ai preluat-o și acea parte sau ai, a trebuit să iei oameni care? Nu, am preluat absolut totul și munca a fost mult mai multă pentru a putea să gestionez tot business-ul. Doar că eu l-am văzut și îl văd în continuare în sus și chiar în ultimii toți ani... Toți îl vedem, nu numai tu. Chiar în ultimii ani a crescut foarte mult. Poate prin noroc, poate prin știință, poate prin ajutor de la Dumnezeu, dar a crescut. Însă munca din spate, nu numai munca mea, și munca tuturor colegilor mei. Pentru că suntem o mână de oameni, în general tineri, care nu am știut niciunul nimic, dar am învățat. Dau un exemplu, șef de la înfoliere, șef de la producție, șef de la mama măsii, au fost șofer de tir, manager de casino, tot felul de joburi total diferite, n-aveau nicio treabă una cu cealaltă. Însă își fac treaba extraordinar. Extraordinar. Pentru că au vrut, i-am motivat, i-am susținut, e adevărat. Și când lucrurile merg rău, poate sunt un om rău, dar sunt corect. Și atunci lucrurile, dacă găsim soluțiile, întotdeauna căutăm soluții. Niciodată nu mă va interesa cine a greșit. Trebuie să rezolvăm și după aceea să nu mai facem la fel. Asta este, ne-o asumăm. Să înțeleg că în compania ta, chiar dacă este o companie de top, angajezi sau ai angajat mare parte din oameni care n-aveau experiență în acest domeniu. Întotdeauna am preferat și voi prefera oamenii fără experiență, dar oamenii dornici de a face. Dornici. Dacă își dorește să facă, ăla e cel mai bun om. Pentru că sunt foarte mulți oameni învățați diferit față de cum punem noi problema și atunci nu funcționează efectiv. Pentru că am încercat cu mai mulți oameni, chiar și acum 3 ani, am încercat cu acum 2 ani. Nu mai știu, ceva de genul, cu oameni pregătiți din alte părți. A funcționat cât a funcționat, dar nu a fost... E foarte greu să-l mulezi pe stilul tău. Foarte, foarte greu. Și atunci cel mai bun om este să-l scoți de jos și să-l ridici. Cel mai bun om. Și cam așa facem în general. Exemplele de reușită să aducem oameni din afară pregătiți și să funcționeze la noi au fost foarte puține. Ai încercat? Da, totdeauna. Ce naționalități ai adus? Sau a, nu am adus, nu am adus ca și muncitori din alte țări asiatice sau așa, însă poate pe viitor vom aduce. Deocamdată... Te întreb asta că, nu, așa cum am spus, e o reală criză de personal, este o problemă maximă și noi avem în momentul de față mai multe oferte de la mai multe companii pe tema aceasta de asiatici. Companii de recrutare. Exact, de recrutare. Doar că aș prefera, dacă se poate, și prefer, dacă se poate, să las sau să iau oameni de aici. Pentru că și dacă... De aici, din România? Te referi? Nu neapărat din România, din Maramureș în special. Pentru că și dacă mă duc la magazin, la market și vreau să cumpăr ceva, caut acest ciofi foarte bun să fie făcut în Maramureș, dacă se poate. Prefer această variantă pentru a lăsa banii comunității. Pentru că așa vom crește toți. Să știi că am mulți cunoscuți cu mentalitatea ta. Dar, din păcate, cred că în afara județului nostru și probabil încă a câtorva, nu prea mai găsești mentalitatea asta. Ok, multă lume, acum neoficial, dar multă lume vede România, Ardealul e Ardeal și restul, Ardealul și restul, da. Și noi avem uscăturile noastre. Da, le avem, evident, nu se poate fără ele, n-am putea exista fără ele, da. Mentalitatea asta e super sănătoasă.
Și mie îmi place foarte mult. De ce crezi că numai aici la noi în zonă se găsește mentalitatea asta? Poate pentru că suntem prea mândri că suntem moroșeni. Să fie asta sau educația? Tu ce crezi? Educația pe care o avem noi. Foarte importantă. Educație foarte importantă. Pentru că dacă mergi în București, degeaba spui că ești de la Baia Mare, că e tot un om de la țară o să vadă. Vezi tu că București e o comunitate unde se adună toate națiile. Ardealul și restul, cum am spus. Toate națiile se adună acolo la București. Și este foarte greu că, na, vezi tu și Iugoslavia, dăm un exemplu absurd în momentul de față, au fost nu știu câte state acolo. Mai pune, te rog. Îmi pun mie, tu aștepți să termin, că poate mai faci un copil și știi cum se zice la noi în Ardeal, că nu-i voie să pui băutură păstă băutură, că iasă copilul bâlbâit. Ca să vezi că eu nu mi-am uitat nici accentul și sunt mândru să-l folosesc din când în când. Să știi că și eu sunt mândru că sunt de aici, din zonă, și nu voi uita niciodată rădăcine. Deci, tocmai de aceea venim poate... vorba de accent, ia și bea. Când am fost în Corea, m-au pus... Evident, când ajungi într-o țară nouă, înveți câteva cuvinte, că na, așa trebuie. Și m-am pus să învăț să zică ceva în românește. Și evident, fiind la masă, la așa, am zis, bec că-i bun. Să-i auzi pe bec că-i bun. Făceam, maule, bec că-i bun. De ce ați băut? Ce-am băut? Am luat o sticlă de Hennessy, că n-am putut să beau ce... Băi, e o poveste super mișto. Băi, n-ai băut băutură de lor? Am gustat-o, dar, cum să zic, eu ceai nu beau numai când îți răcit. Și m-am dus la hotel și acolo, la ei e cu totul altfel decât știm noi că se întâmplă lucrurile. E normal că e alt continent, altă... Ne-am cazat... Și știam că ni s-a spus, bă, după 8 mâncăm, că na, bă, o luaște după 8 să mănâncă, nu ca la noi, când ți-e foame, mergi și comanzi și mănânci. Și ne-a dus să ne plimbăm, deci eram într-un hotel cu mall. Deci hotelul avea mall, deci nu mall cu vreo 7 etaje. Ne-am plimbat pe acolo, când ne-am întors la masă, ne pune la masă, dăm să comandăm. De fapt, la ieșit cina e un fel de, cum e la noi la hoteluri, la micul dejun e bufet suedez. Mergi și îți alegi din 11.000 de preparate ce vrei să mănânci. Noi văzând că e așa, primul lucru noi din Maramureșteans, bă, să vedem ce băuturi au. Și i-a dus la vitrina de băuturi. Să știi că ea pe acolo nu prea vorbesc engleză, da? Adică cei la care noi ne-am dus, la partenerii noștri, da, vorbeau. În schimb, restul populației nu prea, nici măcar poliția în aeroport, că era când am fost în februarie, era încă pandemie, era toate alea, trebuia să explicăm la ăla că cine suntem, de unde venim. Ia să vedem cum e al doilea pahar. Bă, să știi că s-a mai aerisit un pic, e și mai bun. Mersi. Și nu prea vorbesc engleză, ca să înțelegi ce urmează să-ți spun. Ajungând la hotel, trecea un corean de ăsta pe acolo, prin fața noastră, și iau să-l întreb, my friend. Și băutura inclusă, adică să înțelegem, am văzut un Hennessy XO, adică, yeah. Na. Corect. Yes, 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 all ăsta pe acolo, all. Frate, ok, dă-mi-l pe ăla. Mi-l dă ăsta, mi-l pune în mână, o duc la masă, îl desfac, îmi pun în pahare, băi, deci n-am apucat să beau, nu știu, o ștampă, cum zicem noi. Corect. Și vine ăsta cu nota de plată, $400. Și a zis, păi ce ai făcut, mă? You must to pay, făcea ăla acolo. Și ce-am făcut noi? Că îți dai seama, doi oameni, am fost eu cu un coleg. Adică bei o sticlă de whisky, dar nu după ce ai zburat două zile și toate alea. Am băut puțin. Iar următoarea seară, când ne-am întâlnit cu partenerii și așa, am dus whisky-ul cu noi, că deja apucasem să vedem ce băuturi au. Coneacul, Hennessy, parcă ziceai, nu? Da, coneacul, da. Și am zis, bă, luăm cu noi la masă, că e mai bine, știi ce zic? Că dacă vrem să dormim bine, eram obosit, zbor, toate alea, am zis, ducem cu noi tăria asta, că o să fie bună. Și așa i-am învățat pe corean să zică, bec că e bun. Hai să vedem. Bec că e bun. Sănătate multă. Doamne ajută!
Să știi că e extraordinar vinul ăsta. Da. Cipri, extraordinar vinul. Mulțumim, Cipri. O să mai apelăm la vorbele lui. Da, foarte fiecare bun. Seară de povești. Chiar foarte, foarte bun. Da, măi Vlad. Cam asta e în mare, să zicem așa. Sigur ai avut și tu o copilărie în care ai făcut boacăne, ai făcut chestii. Acum lumea te știe, eu te știu, multă lume te știe. Știm că nu ești un om la care îi place să râdă foarte mult sau să facă pe amuzantul, dar trebuie să ne spui niște întâmplări amuzante și niște tâmpenii pe care le-ai făcut și tu când ai fost copil, că sigur ai făcut și sigur îți amintești de anumite... Măi, să știi că în copilărie eu eram foarte cuminte, extrem de cuminte. Mă, babe frumoase și copții cuminți nu sunt. Așa că... Sora mea era cea care era mai... Și la mine la fel, da. Înțelegem. Tot timpul frații și surorile. Însă odată ce am ajuns la liceu și descoperind practic o altă lume... Au stricat copilul. Să zicem. Da, ajungând și la facultate, la fel. Doar că toate acestea sunt niște învățăminte până la urmă. Exact, absolut. Asta vreau să subliniez. Adică sigur ai făcut ceva bocăne din care ai învățat ceva. Bine, cum, ce să spun, când eram în facultate și ieșeam din club și săream gardul la ștrand, vechiul ștrand, și făceam baie noaptea sau prostii de genul, sau ajungeam în căminul studențesc și puneam fetele să ne curețe cartofi. Da. Bine. Da, nici cum a fost? Bine. Ce era? Era blue jean? Ce era pe vremea? Unde e? Unde blue jean și culturii și de toate. A fost frumos. Da, pe vremea noastră, mă, uite. Pe vremea ești noastră. Ești mai tânăr, măi. Cu 5 ani. Aproximativ. 6. Da. Toate vremurile, asta spun, toate vremurile își au frumusețea lor. Eu consider că și în momentele acestea, vremurile sunt extraordinare. Superbe. Doar că trebuie să fim aici. Nu să fim acolo în spate. Eu așa zic. Pentru că am fost și eu... La ce te referi acolo în spate? Să nu ne gândim că poate copiii din ziua de astăzi se distrează greșit. Nu. În fine, că suntem poate un oraș rău famat din punct de vedere al altor lucruri, asta e partea a doua. Dar tinerețea trebuie trăită. Dacă ei știu să se distrează, pardon, în felul acesta, asta e realitatea în care trăim. Nu trebuie să venim noi din... Cretacic și să le explicăm lor cum se distreze. Toate generațiile vor avea și au avut vorba asta cu pe vremea noastră era mai Eu urăz vorba aceasta. Da. Chiar o urăz maxim. Da, dacă îi să ne amintim cum era pe vremea noastră și dacă îi să... Păi acum totuși avem stai, cum se numește fenomenul? Educația cu blândețe. Adică n-ai voie să-ți cerți copilul sau n-ai voie să... Ia spune-mi tu mie asta la cel de acum 15-20 de ani. Da, nu exista așa ceva. Mama, n-ai voie să mă cerți că e educația cu blândețe. Da, nu exista în anii respectivi așa ceva. Însă consider că evoluăm. Și eu văd ca și pe evoluție această educație, deci cu blândețe. Deci tu nu ești de... Da, păi eu nu mă acuzăm și... chestia asta, să, da. Să fie clar, nu... Nu suntem pro sau contra, nu despre asta discutăm, ci despre faptul că fiecare generație zice că pe vremea noastră era mai bine. Acum, bine, nu suntem noi o generație trecută. Mai să fim serioși. Mai luăm 5 sticle de vin și le bem și tot vorbim. Dar de ce crezi că multă lume spune chestia asta? Adică pe vremea noastră era mai bine, tinerii se distrau altfel... În fiecare an lucrurile evoluează. Eu le văd ca și pe o evoluție. Trecerea anilor există o evoluție. Eu așa văd lucrurile. Acum, fiind în secolul vitezei, că așa suntem, vezi tu, ducându-ne foarte mult către vest, în ultimii ani, poate partea emoțională și de socializare în care am fost învățați se cam diminuează, știi? Pentru că suntem tot mai ranchiunoși față de
vecinul față de colegul, față de mama măsii, pentru că poate vrem să supraviețuim în vestul, că vremurile sunt tot mai grele și atunci de multe ori trebuie să supraviețuiești. Că știi tu vorba aia, decât să plângă maica mea, mai bine bla bla bla. Da. Și atunci de foarte multe ori se aplică acest principiu fără să ne dăm seama. Pentru că trebuie să trăim. Întotdeauna de când e lumea, ne-am dorit să fim mai buni decât celălalt, decât așa. Întotdeauna. Tot. Crezi că reușim? Crezi că ne îndreptăm? Că acum nu poți să zici că am reușit. Dar crezi că măcar ne îndreptăm spre acest scop? No. Sau ne depărtăm? Ne depărtăm. Oricum, anii care vor veni vor fi tot mai complicați din punct de vedere al libertății. Nu va mai fi libertatea aceea pe care ne o amintim din copilărie. Păi de ce? Că ziceai că ne ducem spre vest. Păi suntem spre vest. Păi tocmai asta e și ideea. Da, da, ne ducem cu estul, vine pe noi. Sau... Mama lui de est, nu zic că întotdeauna mi-am dorit să ajung în Rusia și n-am fost în Rusia, deși mi-am dorit să ajung în Rusia, însă din punctul meu de vedere ceea ce se întâmplă acum nu mai îmi doresc. Chiar nu mai îmi doresc. Asta este. Da. Nu mai vreau. E un subiect destul de delicat și... Îl lăsăm deoparte. Vinul ăsta e prea bun. Hai să habla contigo spaniol. Băi, să știi că singura limbă străină pe care o vorbesc este engleza. Păi, n-am, și altceva? Nimic, română și atât. Și cu mai ai parteneri în China? Nu. Dar oricum și în China tot vorbeam în engleză și cu partenerii mei din momentul de față. Mă rog că n-ai zis că vorbeai în chineză, te punea să zici două, trei cuvinte să văd cum sună. No, Sisi care era, mulțumesc dacă bine mă aduc aminte de atunci, în fine, n-are treabă. Dar și cu partenerii mei de acum, din Germania, din Bulgaria, din Polonia, din Turcia sau alte țări, totul în engleză. Totul în engleză. Deocamdată. Că nu am fost chiar cel mai bun pe partea aceasta de limbi străine și nici nu mi-a prea plăcut. Însă am fost nevoit să vorbesc și o altă limbă de circulație internațională. Și am ales engleză, care a fost cea mai vorbită sau este cea mai vorbită. Ah, nu. Deci nu o să vorbim argentiniană sau spaniolă? Garantat, sau... nu. Deși când nu vine vorba de... Nu știu, este argentiniană. Nu, mai spaniolă. Spaniolă, da, vorbesc prostii. Acum, vinul te face să spui multe. Să spui adevărul, în primul rând. Păi înseamnă că ar trebui să se inventeze argentiniană în cazul ăsta. Zi-mi un pic cum arată o zi din viața lui Maria Marinca. În momentele de față, o zi de muncă este foarte plictisitoare și... Pune aici. Da. Plictisitoare și... ciudată. Adică te trezești destul de devreme. Dacă te trezești? În general. Da. Acum că e vacanță și nu mai duc copiii la școală, mă trezesc undeva pe la vreo 7 și puțin. Mă trezeam înainte și la 6:30, poate mai alergam puțin. Te întreb, exact de asta te-am întrebat, că am crezut că ai și tu... Sunt mulți care se trezesc la 4, da, beau cafea, mic dejun, aleargă, cafeaua nu-mi place. Vin înapoi. Nu-ți place cafeaua? Nu beau cafea. Înseamnă că n-ai băut o cafea bună. Tot ce e posibil. Avem în Baia Mare multe cafenele bune. Sunt clienți. Sunt convins. Îți recomand să le guști. Nu am fost atras de treaba aceasta. De cafea niciodată. Și chiar în vremurile de muncă fumam foarte mult. M-am lăsat acum 13 ani de țigări. Mai ales fiind om de vânzări. Așa. Mergeai la clienți. Da, la noi, cel puțin la noi, în Maramureș, mă, când ajungi la cineva, atât îl imagina, bă, ce mănânci, ce bei? Și măcar o cafea, dacă îmi pare de horin că nu bei, că ai scuza că-s cu mașina. Deși de multe ori nu mai... Păi bun, dar... Trebuie să sunt oameni la care ajungi, bă, trebuie să măcar o arunci peste cap, că nu te vede, dar trebuie să accepți că la noi e jignire, dacă nu... Așa este... Horinca poate seara, după ce ți-ai terminat job-ul, dar nu în timpul muncii niciodată. Că poate dacă o faci în varianta italienească,
Asta tot după ce te-ai mutat din Budești spre Baia Mare, nu? Da. Deci lumea de obicei înainte să meargă la casă să bea un par de polică. Obligatoriu că n-ai. Hai zic, asta, obiceiul ăsta l-ai primit după ce te-ai... Tot așa, după ce... Obligatoriu. Deci, eu iubesc Italia din toate punctele de vedere. De la mâncare, modă, mașini, nu vorbim și de alte lucruri, dar am fost în Italia de mai multe ori și la parteneri și la așa. Și ei obișnuiesc ca dacă... la amiază se duc la masă să bea un pahar de vin, cel puțin un pahar de vin. Nu numai în Italia, că și în Spania. Numai în Italia. Și mie îmi place foarte mult acest lucru. Poate nu este corect să bea un pahar de vin la amiază că e alcoolemie. În România ești alcoolist dacă te vei careva că bei la amiază la terasă vin. Și... un pahar de vin roșu? Da, ești alcoolist. Dar, cel puțin aici, la noi, ceva de care va, bă, alcoolist, bea ziua în amiază mare. Nu, dar face bine, vezi tu. Vinul roșu. La circulație. Da. La îmbătrânim. A sângelui, da. Foarte important de aici, să știți că mergem acasă cu taxi, Uber și așa mai departe. Obligatoriu. Da, nu se pune aici, nu se discutăm. Credem, glumim, dar legea, legea. Legea, legea, întotdeauna. Legea, legea. Așa, ziceai de Italia. Da, e o țară extraordinară. Consider că e una dintre cele mai frumoase țări. Italia. Ți-am zis, din punct de vedere al gastronomiei, deși... Ai avut multe lucrări în Italia, din câte știu. Am avut și lucrări în Italia și păi avem și... Hai, laudă-te cu ele, că merită, mă, de ce în momentul de față avem lucrări destul lucrez în Italia. Lucrez mult cu italienii, da. Din ce știu. Pentru că în momentul de față, pentru noi, Italia este cea mai activă țară, având în vedere că au acel program 110, adică statul le dă 110%, adică îi dă încă 10% în plus, omului care schimbă fereastrele. Persoană fizică sau juridică? Nu contează. Orice. Adică tu dacă... adică statul te plătește, da, cu 10% în plus... În plus față de cât ai tu pe fereastră. În plus îți dă să ți le schimbi doar. Ca să fii eficient. Da, 10% îți dă statul în plus față de e, cât ai tu pe... E primate pe laudă și ceva, da, e da. Și acum am înțeles că urmează și Franța să implementeze acest... De cât timp e în Italia chestia asta? Întreb asta ca nu cumva să fie ca și un program început și la noi și după ce lumea și-a făcut și-a depus acte, au rămas așa. Este reînceput anul acesta, a fost și acum 2 ani, tot ceva de genul, nu știu dacă 110 a fost și acum 2 ani, însă și acum 2 ani am făcut și spitale, școli în Italia și acum am început iarăși. Deși Italia a fost, mai ales partea de nord unde trimiteam noi, a fost foarte afectată cu COVID-ul. Și au fost puțin mai complicate lucrurile. Da, pe Italia a fost, Italia a fost una cea mai afectată, zic eu, din Europa, parcă. Nu? Italia, au Franța. Apărut celebrele videoclipuri cu oamenii care cântau la fereastră, care ne-au speriat pe toți atunci. Și tu ai avut curaj să mergi acolo, să vinzi? Sau eu am fost chiar și cu mașina până în Italia în 2020, în octombrie, cred că, nu, în septembrie a fost. 2020, asta a fost atunci, după ce a început nebunia. Așa, și la întoarcere, colega cu care am fost în Italia a fost infectată. Eu n-am nicio treabă. De mine nu s-a legat. Deși anul trecut m-am vaccinat și eu. Probabil că de asta. Consider că... Nu sunt nici pro, nici contra, fiecare e liber să aleagă. Am vaccinat. Am fost doar o... Am fost dus la vaccin. Nu eu din bună voie, așa. Și eu m-am dus la... M-am dus într-o după masă la... Cu nașul meu, m-am dus la prietenul nostru, la Sorin, la Orzac. Da. Să luăm micul dejun. Uh-huh. Și s-a nimerit... Mă rog, după masă, mic dejun. Să mâncăm. Uh-huh. Și s-a nimerit să fie chiar atunci. S-a montat un cort acolo în centru vechi și chiar atunci a venit fostul ministru. Da, pe vremea aceea. Da. Și a fost ceva de genul... Eu eram nevaccinat, eram... Nu știam, bă, să o fac, să nu fac. Mă feriam, aveam grijă, respectam toate normele. Și mi-amintesc că stăteam la masă cu nașul meu, el fiind cadru într-o instituție din România și am zis, bă, tu te-ai vaccinat? Și el, da, s-a vaccinat. Și am zis, bă, stai că mă duc și eu dacă tot a venit prim-ministru. Și m-am pus la rând, m-am vaccinat și, nu consider că
respectivul vaccin este... Dar să știi că nu m-a ajutat deloc atunci când am fost în călătorie în Coreea. Nu? Nu. Trebuia să ai test? În Coreea nici măcar, deși eu m-am vaccinat cu Johnson & Johnson. Și eu la fel. Ei nici măcar, ei au și ei vaccinul Johnson & Johnson, dar nici măcar nu recunoșteau codul de bară de pe... Deși și ei făceau acel vaccin. Există o problemă între continente. Dacă te duceai în Europa, nu aveai o problemă. Dar nu, n-am înțeles de ce. Pentru că am întâlnit și persoane care venind din Mexic. Am întâlnit la Milano cu el. Pentru business. Și nu recunoștea codul de bare din Mexic. În Europa. Ce-am trăit cele mai interesante experiențe acolo. Am făcut la teste de alea. În nas. Băi, nici. Prima dată mi-am făcut la Cluj. Că a fost primul și trebuia să mi-l fac. Mi l-a făcut. Mamă. Eu mi-am făcut un test. Și am zis, bă, mai rău de atâta n-are ce fi. Am făcut pe-al doilea acolo, în aeroport, în Coreea. Ăia nu vorbeau, nu nimic. Bă, să-l vezi pe ultimul, când să ne întoarcem. Și culmea, ăla nici nu trebuia să-l facem. Că la întoarcere nu ne-a mai întrebat nimeni nimic. Dar am zis că, bă, îl facem, că nu știam. Era o călătorie cu avionul de... escală și cu toate alea de aproape două zile până să ne întoarcem la Cluj. Unde ai făcut escala? În Dubai și în München. Mm. Dar în München a fost o escală de 8-9 ore. Oh. Și ne-am dus la clinică, da? Unde era fiecare frumos într-un container de la o ușă, nu știu ce. Băi, deci tot a fost nou, eram obișnuiți că e nou, lumea în șlapi, era... Aia e, părea că n-am deschis ușa aia. Știi ce am văzut acolo? Am văzut o sticlă în perete și două mâini de alea așa de plastic, uite așa. A venit unul și a băgat mâna în ele. A zis, mi-a făcut să înțeleg să-i dau bota aia. Mm-hmm. Aia zis, am pus-o. Bă, a luat ăla cu mâini de cauciuc. Și uite așa făceam, mă, tati. Ce-a luat pe tatică? Ce faci, mă? Da, a fost o experiență și treaba asta cu COVID-ul pentru noi. Da. Bine că a trecut. Să sperăm că nu o să mai repetăm. Din punctul meu de vedere, bine că a trecut. Stai că vine maimuțele. Vin maimuțele. Da, am observat că există o altă temere în sensul acesta. Doar că cea mai mare temere, eu zic că o avem, este Putin în momentul de față. Cea mai mare temere. Într-adevăr, că nimic nu se compară cu războiul. Asta trebuie condamnat oricând și oriunde. Nu înțeleg de ce trebuia nimeni să... Nimeni nu înțelege. Ah. Asta este. În fine, trecem pe asta. Nu suntem nici în măsură să... Sunt multe păreri. Dacă... Dar sunt alte subiecte pe care prefer să nu le deschid. Eu am vorbit cu mulți și mă gândesc că și tu. Și ai fi surprins să afli cât de pro sau contra sunt oameni de la care nu te aștepți să fie pro sau contra. Adică te aștepți să fie pro și de fapt sunt contra. Sau invers. Înțeles. Și rămâi șocat. De aia și zic că, bă, e bine să... Aici e zona unde toată lumea se simte chill, se simte bine, bea un vin... Un vin extraordinar. Chiar da. Extraordinar. Băi, deci... Să știi că e foarte bun. E extraordinar. Mâine, la prima oră, mă duc la Divin. Să văd acum, mai rămas ceva? Că dacă nu te duci tu, parcă văd. Fii sigur de asta. Da. Cam ăsta e Marian Marinca. În mare, vorbind. Pe Marian Marinca și e greu să-l descoperi. Păi asta vrem să facem foarte aici. Foarte greu. Extrem de greu. Am încercat foarte multă lume. În general, partea feminină să-l descopere pe Marian Marinca. Însă este greu. Foarte greu. Văd că ești foarte supărat când vorbești despre acest subiect. Ești super, nu neapărat. Ești revoltat de-a dreptul. Cred că nu. Nu știu. Nu neapărat revoltat. Însă mă voi deschide în fața oricui. Știi? Sunt foarte rezervat când vine vorba de sentimentele mele, sunt foarte rezervat când vine vorba de ideile de business, pentru că... Te vezi într-o nouă căsnicie? Tot ce e posibil. Nu am de unde să știu. În acest moment... Ce ar trebui să facă o
femeie ca să te facă să... Pentru că noi încă suntem pe stilul vechi, când bărbatul cere femeia. Ce ar trebui să facă o femeie ca să te facă să îi oferi inelul? Dacă tot tu ai deschis discuțiile cu partea sentimentală, eu profit doar. Adică nu știu, în primul rând să mă înțeleagă. Să înțeleagă ce? Să înțeleagă că timpul meu este foarte limitat în acest moment, având în vedere că... Să-l înțeleagă pe Marian managerul sau pe Marian omul liber și fără obligații? Managerul, pentru că... Adică la libertate ești dispus să renunți dacă va fi cazul și va merita. Da, îți dai seama că da. Îți dai seama că da. Însă foarte mult timp încă mi-l petrec în companie, pentru că eu consider că este al treilea copil al meu. MRK. Este primul. Nu, ca și sentiment, ci ca și ierarhie. Ca și timp, ca și vechime. A fost primul. Deci, ca și vechime, corect. Da, corect. Ca și vechime. La asta mă refer și eu. Dar ca și sentiment este al treilea, pentru că sunt cei doi copii ai mei, pe care iubesc extraordinar de mult. Și MRK este al treilea copilul meu, așa am spus întotdeauna și voi zice. Și atunci... foarte mult timp mi-l voi dedica acestui al treilea copil. Foarte mult timp. Pentru că în primul rând nu neapărat că vreau să fac averi. Că le ai deja. A, nu. De obicei oamenii cum mai spun asta. Dar de multe ori trebuie să lași ceva în urmă. Să lași ceva bun în urmă. Ceva nou. Ceva de care se vor folosi urmașii noștri. Și sunt fer convins că în următorii ani mă voi dedica în aceste idei. Yeah, poți să plantezi un copac pentru treaba asta, dacă vrei să lași ceva în urmă și să... Da, și să vină televiziunea să te filmeze, să te păzeze, să te mămăținu. Da, nu... Chiar îmi voi dori să las ceva în urmă din punct de vedere al cunoașterii. Nu neapărat că voi inventa eu ceva wow sau așa. Păi ai inventat deja, ai inventat brandul MRK. Da, da. Și îl vom duce și mai sus. Garantat. Împreună cu colegii mei îl vom duce și mai sus. Îl avem și pe Paul, colegul nostru, care e un tip extraordinar. Ai văzut doar? Da, am văzut. Face niște reclame mișto. Dar să știi poate, că... Poate o să... Adică sigur o să lansez o invitație. Să știi că... Sper să o accepte. Garantat, să vină și el la povești. Să știi că... Deși nu-l cunosc personal, dar aici mă gândesc că o să te ocup tu de chestia asta. Să știi că ceea ce face el sau ceea ce a făcut, întotdeauna când el lansa câte un videoclip sau câte ceva, mi-l arăta chiar în ultimul moment. Îți cerea sfatul. În ultimul moment, nu. În ultimul moment. Era gata făcut. În ultimul moment. Pentru că i-am spus, am încredere totală în tine. Sunt oamenii cei mai buni într-o companie. Da. Care poți să-i lasă să facă ce vor, dar știi că atunci când e nevoie sau când trebuie să vezi munca a ceea ce au făcut, se vede. Și oamenii mei de vânzări, eu nu îi întreb ce fac, cum fac, unde fac, ce fac. Nici nu mă interesează. Da, eu prin asta nu m-am limitat la Paul. Am zis, ăștia sunt oamenii, adică da. Pe care îi leși. Și eu am încercat. Și eu am încercat să-mi iau... Bine, la mine e un domeniu un pic mai delicat, să zic așa. Dar și eu am încercat să iau oameni de vânzări și să-i las în pace. Să zic, bă, fă ce vrei, dar adu rezultate, cum vrei. Dar nu tot timpul funcționează chestia asta. Nu funcționează, pentru că... În fine, trecem pe asta. Ba, nu, de ce? De ce crezi că nu funcționează? Uite, de ce crezi că n-a funcționat în cazul meu? Nu numai în cazul tău, și în cazul meu și în cazul tuturor. A, deși tu ai avut... Da, toți avem decepții sau eșecuri sau respective momente care nu ne... De ce? Human nature. Asta e explicația mea și eu așa cred. Pentru că atunci... Deci, tu consideri că orice ai fi făcut, hai să nu, că nu asta e scopul să dăm nume, nu o să dăm nume, un om X care l-ai luat pe vânzări sau pe orice altceva și l-ai lăsat să facă ce vrea și n-a avut rezultate, consider că era altfel dacă te-ai fi implicat
în alt mod cu el sau ai fi făcut altceva. Sigur. În dezvoltarea lui. Păi atunci nu mai e human nature. E human nature-ul nostru. Corect. E vina noastră, nu a lui. Așa este. Doar că sunt oameni care își doresc mai mult și sunt oameni care mie mi-e bine așa. Da, nu. Majoritatea sunt așa. Mie mi-e bine așa. Majoritatea mai sunt așa. Însă eu am descoperit niște oameni acum pe care i-am în echipa de vânzări care vor să facă mai mult. Bravo. Și au posibilitatea să facă exact cât vor ei. Am schimbat total sistemul anul acesta și au posibilitatea să facă exact sistemul cât vor ei. La ce te referi? Prin sistemul de bonusare. Total diferit. Ei sunt partenerii mei, practic, în aceste momente. Da, pentru că și eu am lucrat în vânzări, adică... Da, toți. Da. Și și cu... Un om în vânzări trebuie să-l lași în pace și să... Nu, un om care e vânzător nu să nici nu-l interesează salariul de bază. Corect? Nici nu există. Nici nu există pentru el. Deci un om bun în vânzări, eu din ce cred, nici nu întreabă salariul de bază. Da. Îl interesează bonusurile. Să știi că am oameni care fac bani foarte frumoși, dar și muncesc. Pentru că niciodată... Acum, evident. Niciodată nu am observat... Nu cred că să-ți vină banii just like that va fi o chestie de durată. Însă, dacă... Da, sunt bani care vin just like that? Mai există momente. Când prinzi o castană, ajutor de șomaj sau ce? Ce cât să știu, ai fi surprins cât să mulțumesc cu ajutorul de șomaj. Păi știi, bani care tu nu ai avut. Da. Când ai venit din Budești în Baia Mare, tu nu ai avut. Nu. Nu știu cât e, 500, e? 500, 600? Eu din câte știu, vreo 600 lei, aproximativ. Banii ăștia tu nu ai avut. Pe vremea noastră. erau probabil 300. 200, cât erau? Cred că primul meu salariu a fost aproximativ... Nu, raportat la ajutorul ăsta de șomaj. A, nu știu. Pe vremea noastră era, nu știu, 102 de lei. Tu nu ai avut. Nu. Și ai fost obligat să muncești pentru asta. Ca să-i faci. E foarte greu cu forța de muncă, știm toți, dar să știi că am în echipă oameni super capabili. Foarte capabili și tot respectul pentru ei și eu îi consider colegi pe oamenii mei, în special pe cei care își fac treaba. Și nu își fac treaba pe monede, își fac treaba pe bani. Și împreună creștem, eu cu ei, toți împreună creștem, nu doar eu și ei să rămână acolo, nu, toți creștem, absolut toți. Eu zic că anul ăsta va fi un an complicat, însă eu sunt foarte optimist. Extrem de optimist. Încep să termine banii din punctul meu de vedere, pentru că nivelul de trai a scăzut drastic, doar că sunt semne bune din piață pe partea de scăderi de prețuri la materii prime. Uite-te că fierul deja are 25%, poate chiar mai bine, în ultima vreme, scădere. Asta nu e o bucurie că a scăzut cu 25%, având în vedere că a crescut cu 100%, știi? Dar... Eu am stocuri de când a fost scump. Da? De când a fost scump sau ieftin? Când a fost scump. Da. Că m-am speriat că totul curcă și am pus să cumpăr fier. Vezi că scade acum. Da, știi, mulțumesc de info. Mai am o companie care produce confecții metalice și chiar am avut o discuție cu cineva recent. Zicea, bă, da, vezi că a scăzut fierul. Și zic, da, da, eu l-am pe stoc de când a fost scump. Ce era să zici? Că n-ai cum să-l dai sub prețul de achiziție. Că n-ai cum. Bine, nu mai am foarte mult, că m-am scăpat de el, dar... Sunt perioadele astea în care urcă, nu știi cât va urca. Eu am preferat în acești un an și jumătate de creștere de prețuri, că totul a început, cred că în februarie 2021, anul trecut, nebunia asta, au început să crească toate prețurile. Eu am preferat să nu investesc bani în stocuri și am preferat să investesc în utilaje.
și nu te-ai lovit cu criza de în achiziții de utilaje. Nu. Am reușit să gestionez pas cu pas, e adevărat, nu am câștigat, nu am făcut speculă, deși unii care au investit poate în stocuri la un preț foarte jos la un moment dat și l-au vândut după aceea, au făcut bani foarte mulți. Corect, bravo lor, tot respectul. Eu am preferat să investesc în tehnologie și să-mi dotez tot ce aveam nevoie. Turcii, să știi că au fost printre cei mai deschiși, să zic așa, când a venit vorba de achiziții de utilaje. Am rămas surprins la ce prețuri am putut să iau anul trecut. Utilaj din Turcia, comparativ cu partea vestică, foarte mari diferență. Extrem de mari diferență. În primul rând, pe baza fierului, materiei prime de fier, pentru că în utilaje... Fieramăria sau... Nu, în utilaje intră foarte mult fier. Mult. Așa. Carcase, șasiuri, mama măsii. Și în vest era foarte scump. La turci era un fel de subvenție generată de stat pentru a-i ajuta. Deși moneda lor le-a scăzut cu vreo de 5 ori aproximativ și nivelul lor de trai a scăzut mult. Și eu așa am considerat că e bine. Deocamdată e ok. Soluția încă funcționează. E important că găsești soluții tot timpul la probleme din piață. Sunt omul soluțiilor. Sunt omul soluțiilor. Dacă deja ești om de vânzări, ești manager și conducător a 100 de oameni, ești omul soluțiilor, ești omul deschis sentimental. Abia aștept să văd ce... Deja am ajuns la 4. Hai să vedem. Eu le număr, tu le spui. Da. E important, pentru că, lăsând gluma la o parte, tu găsești soluțiile astea nu doar pentru tine, ci pentru 100 de oameni. E obligatoriu. Nu am cum. Ești responsabil pentru ei. Sunt responsabil și voi fi întotdeauna responsabil. Câteodată trebuie să iei decizii poate mai puțin prietenoase, doar că niciodată nu am luat o decizie să fie împotriva unui om sau împotriva a ceva. Nu sunt răzbunător. Sunt foarte ignorant de atunci când există o problemă, să zicem, cu cineva, eu ignor total. Nici nu mă interesează. Chiar problemă cu cineva? La ce te referi? Probleme între doi angajați, între doi colegi? Sau ce? Nu neapărat, că atunci când există divergențe între unul și celălalt, îi pun la masă și zic, nu, bateți-vă, între ghilimele, bateți-vă. No, bă, da, hai să spuneți ce vă dore. Hai să muncim acum. Puneți ce vă dore. Hai să muncim. Ați terminat? Hai exact, să muncim. Exact, să... exact. Nu avem timp de așa. Avem bani de salariu. Da, corect. Da. Da. Nu. Doar că, vezi tu, invidia și e mare în momentele acestea. Și tot timpul... Ce vrei să spui prin invidia? Din partea cui? Nu neapărat din partea unor apropiați, poate și cei apropiați, că, vezi tu, suntem români. Și avem în sânge parcă de acest lucru. În loc să ne înțelegem noi doi și să facem mai mult, nu, mă, de ce să iau de la tine? Mai bine nu iau de la el, ce dragul să iau, nu iau de la tine niciodată, nici de-al, știi? Dar am văzut lucrul ăsta, crede-mă, pe propria piele. Și eu ți-am zis la începutul discuției că eu mi-am invitat concurența să învețe la mine. Eu am văzut-o ca și pe o chestie foarte bună și să știi că este bună, pentru că eu fac niște bani, nu mulți, dar fac și de pe ei, pentru că și îi trimit la mine. Da, din toate astea ți-ai ales un grup, că acum vorba ta, din toți nu o să reușești, că mulți vor fi... Nu, sunt foarte mulți ranchiunoși, cunoaștem vorba și... Vorba ta, de ce să fac acolo? Dau mai mult, dar nu fac la el. Cunoaștem și noi din cercurile noastre oameni care doar eu, tu n-ai voie. Dar dacă eu vin și spun, eu o să fac altfel și fac mai bine, ia uite aici. Pentru că tot ce am făcut în acel catalog, ce am început acum cu paneluri ornamentale de aproximativ un an și ceva, sunt novice în acest domeniu.
că sunt alții pe piață de 17-18 ani în Baia Mare. Dar eu am venit cu altceva. Ceva nou. Total altceva. Au fost puse foarte multe piedici, chiar amenințări la un moment dat. Însă nu mă dau în spate aceste lucruri și practici. Eu știu eu unde tot timpul când am văzut în chestia asta de amenințări sau piedici, cum le spui tu, atunci m-am simțit cel mai bine. Pentru că am simțit că ceea ce eu vreau să fac sau am făcut deja cântărește mult. Sau concurenții mei simt că va cântări mult și încearcă să... Exact. Dar nu neapărat despre asta e vorba. Lumea știe. Îmi aduc aminte acum 12 ani când am început business-ul din nimic, din zero, că toată lumea știe. Toată lumea a spus aia, s-a apucat și Marinca de termopane. Păi nu l-ai început din zero, că ai primit niște bani să-ți iei o mașină, nu? Da, corect. Un Ford Focus. Ce, mai știi ce dotări aveai pe el? Cum era? Cum suna anunțul pentru Fordul ăla Focus pe care l-ai cumpărat? Sau de unde l-ai luat? E dracu, ca și din piață sau de unde l-ai luat? Din Germania, nu? Păi da, de la bătrânica aia, nu? Da. Am înțeles că a murit săraca între timp. Bravo. Deci ai prins mașină de la ea. Avea multe mașini bătrânica. Aia mergea părând cu câte una la biserică. Deci ești fericitul cumpărător al... Da, toată rugită, vai de ea mașină. Dar trebuia să mă deplasez cu ceva. Cum era să te trezești într-un Mercedes ultimul model? Crezi că ai fi reușit să realizezi atâtea cât ai realizat acum? Eu am văzut și copii de bani gata care au putut să ducă business-ul părinților mai departe. Avem respectul. Exemple concrete în cercul nostru de prieteni. Da. Da. Însă am văzut și eșecul. La noi în Baia Mare, în județ, avem multe firme care încet, încet se simte că vin copiii și preiau și se simte schimbarea aceea în bine. Sincer, mi-aș dori ca și poate copiii mei sau unul sau câți ori fi sau cum ori fi să poată să preia pe viitor și asta să... Asta era una din următoarele întrebări. Dacă îi vezi pe copiii tăi implicați în compania... Sincer, Energa. Da. Nu-i văd în acest moment deloc. Clar că nu interesează. Doar că mi-aș dori să poată să vină cu ideile lor noi, pentru că ale mele vor fi învechite. Câți ani are cel mai mare? 12 ani. 12 ani, teoretic, în... 10 ani? 6 ani. 10, păi nu, că considerăm că face facultate și toate astea. 10, 11, 12 ani. A, să poată să preia el să conducerea sau așa? Vrei să te pensionezi în 12 ani, să înțeleg? Eu voiam... Anunț șoc. Povești cu Vlad, Maria Marinca anunță că în 10 ani se pensionează. Hai că spun alt șoc. Voiam să mă pensionez anul ăsta. Anul ăsta voiam să mă pensionez. Din ce? Deci eu chiar mi-am dorit ca anul ăsta, că voi face 40 de ani anul acesta. Mulți înainte. Mulțumesc. Să pot să îmi numesc un manager general în compania mea. Chiar mi-am dorit lucrul acesta și chiar l-am căutat. Am studiat și varianta de, nu știu cum se spun, că sună cam ciudat, om calculator, știi? Chiar mi-am dorit treaba aceasta. Hai că ajungem și aici. Hai să nu sărim pe asta. Zi-mi un pic, copiii tăi, cum crezi că... Bun, în 10, 15, 6, 8 ani, nu contează. Vor ajunge la vârsta la care vor vrea să se angajeze. Așa. Pe ce post crezi că îi vei angaja? Sau în funcție de ce îi vei angaja? Consider că de-a lungul anilor, poate și când vor fi de 16, 17, 18 ani, dacă ei își vor dori să vină în firmă și să facă și ei un bănuț, că au mai fost cazuri când părinții și-au adus copii minori, că e legal, totul conform legislației, să lucreze în perioada de vară. Și atunci ei pot învăța. Păi am lucrat în perioada de vară, la 16 ani am fost ospătar. Da, exact, asta spun. Asta spun. Și atunci, dacă ei își vor dori să vină și să facă niște bani în plus,
mi s-ar părea normal ca să fac acest lucru. Da, bun, copiii tăi sunt la vârsta la care dacă îi întrebi ce vrei să te faci când o, că era întrebarea clasică și când da, eram nouă și ce... asta rămâne, nu poți să... Bun. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Degeaba le spui... Ce răspuns dau ei? Nu. Nu zice încă niciunul că vreau să lucrez în compania MRK? Nu. Nu, nu a spus niciodată nici cam ce își vor dori, zic că încă nu știu. Nu. A meu vrea să facă programator. Pentru că i-am explicat eu cum intreau casele de marcat. Cu... Dar asta nu l-a atras deloc. În schimb, mi-a zis că o să poată să-și facă jocuri pe calculator și a zis... Îți dai seama că fiul meu cel mare e foarte atras de tot ce înseamnă inteligența aceasta artificială, tot ce înseamnă calculator, îi plac enorm. Și tot timpul când are nevoie de tehnologie, îi iau tot ce are nevoie, chiar dacă poate nu are nevoie, poate mai mult să joacă decât... Acum, la vârsta asta, dar pentru așa ceva le trebuie. Exact, dar învață și văd progrese foarte multe. Și văd că își dezvoltă și limba engleză. Asta cred că e cel mai important aspect din deci toată treaba asta. Deci chiar și-o dezvoltă foarte mult din jocuri, din vorbit cu un american, cu un african, cu un neozelandez jucându-se în rețea, vorbesc în engleză. Și atunci începe să... Asta e principalul punct pozitiv în toată chestia asta cu tehnologia. Învață mult mai repede engleză, să scrie, chiar să citească. Păi astăzi, chiar astăzi am avut o întâmplare cu ăla, băiatul meu mic. Zicea că mai sunt momente când, acum pe perioada vacanței, îi aduc și eu cu mine pe la birou, pe la, fiind și în compania mea și eu și soția implicați, îi aducem cu noi și sunt momente în care amândoi suntem ocupați, n-avem timp să ne ocupăm de ei, nu să ne ocupăm, să ne uităm la ei. Mai lăsăm să se joace pe un laptop, pe nu știu ce. Și l-am auzit pe ăla micu care este super, ăla nu știu ce o să fie, dar ăla o să conducă ceva, sigur, strigând la ăla mare. Și am zis la el, ce se întâmplă? Păi vreau să mă joc pe ce se joacă Patrick. Păi și de ce nu te joci? Păi dar eu nu am aplicația. Câteva secunde n-am știut ce să-i răspund. Am zis ce? Coincidență de nume că și pe cel mare al meu îl cheamă tot Patrick, doar că este doar cu capa, fără ce. Înainte nu-i Patrick. Nu, a meu e Patrick capa. A meu e Patrick capa. Știi? Așa. Ai mâncat un C. Păi nu, că așa s-a dorit. A fost obligatoriu așa. Am înțeles. Știi, capa de la mără capa. Aha, dar oricum capa rămânea și dacă puneai un C înainte. Da, în fine, și cel mic tot timpul se va lua după cel mare, logic. Așa am fost și noi, nu știu, sora mea era mai mică. Nu neapărat. Nu? Nu neapărat. Ui, ai mei sunt foarte diferiți ca firi și ca persoane. Și ai mei. Foarte, foarte diferiți. Și rar se întâmplă ca cel mic să zică, bine, dacă se joacă cu ceva, da, și el vrea, dacă ăsta, da... Așa, nu știu, cum îi văd eu ca stiluri și ca, cel puțin ca și temperament, sunt total diferiți. Am momente când ăla mare se ia după la mic. De aia zic că ăla mic sigur o să conducă ceva, o să facă ceva, nu știu. Sau cel puțin o să tot timpul cei te enerveze pe cineva. Tot timpul cei mici sunt mai răsfățați. Cel mare poate nu a avut atunci când a fost mic atâta atenție, cât a avut-o celălalt. Însă, în aceste momente, amândoi sunt la fel. Doar cu unul mai mare și unul mai mic. Sunt extraordinari amândoi. Și la tine la fel. Da. Păi, clar. Toată lumea are cel mai extraordinar copil. Dacă cumva ai doi sau trei, atunci ai doi cei mai... sau trei cei mai... Pentru că n-ai cum altfel. Da. Fără să vrei, gândește asta. Mai, e în natura noastră. Să știi că dacă noi avem doar doi copii, suntem pe zero. Doar? Da, unul al lui mama, unul al lui tata și unul al lui... Nu, da. Asta vrei să spui? Nu. Mă refeream că ești tu cu soția ta, sunteți doi. Da. Voi,
mergeți mai departe, rămân doi. Da. Sunteți pe zero. Dacă sunt trei copii, atunci sunteți pe plus. La asta mă refer. Credeam acum că o să dezvăluim o latură spirituală a lui Marin Cameran. Nu, asta nu se va descoperi niciodată. Era... Ce? niciodată. Înseamnă că trebuie să-mi dai pun vin. Poate. Era, există vorba aceea care zice că e mai mult pe parte religioasă, că un copil pentru mama, unul pentru tata și unul pentru Dumnezeu. Cam așa se spune ceea ce tu ai vrut să spui, că e pe plus. Corect, foarte corect ceea ce zici. Așa, da, foarte sună. Corect. Păi atunci mai trebuie să faci un copil. Păi ești deschizătorul meu de drumuri. Te rog frumos să văd că faci și tu. Sau... Garanta vom face. Sunt foarte convins de acest lucru. Mă bucur că gândești așa. Eu deocamdată sunt la părerea că nu că ajunge. Că ajunge e urât. Că e... Vreau să le dedic timp și energie celor doi și dacă ar mai veni unul, ar trebui să tai din timpul și energia pe care le ofer celor doi. Așa este. Ca să o ofer celorlalți. Deși mi-am dorit mult o fată. Și eu. Și eu. Mi-ar și place eu. O fată, dar mă și gândesc la ce înseamnă o fată peste 20 de ani. Nu așa și tu. Bă, n-ai cum. Adică dacă ești tată de... N-ai cum. Când ai doi băieți și vine o fată, n-ai cum, tati. Nu poți să nu te gândești. Bun, ea va fi principalul... Adică, permis de port, armă, toate alea. Mai Vlad. Așa că glumă. Mai Vlad. Acum am văzut multe. Trăim în America. Da. Am văzut multe. Da, așa se zice. Mare asta și dacă mă duc să dau vreodată pentru permis, o să zic că tu nu. Totul e o glumă, deci nu m-am glumit. Da. No, deci își dorește o fată. Obligatoriu. Obligatoriu. Într-un cadru legal sau... Foarte legal. Adică legal într-o căsnicie sau... Da, întotdeauna am fost adeptul căsniciei și adeptul familiei. Poate lumea nu mă consideră așa. Știi că mi-ai ridicat-o la fileu acum, nu? Da, poți să o dai. Regreți divorțul? Nu regret absolut nimic ce am făcut, pentru că este trecut. A trebuit să te întreb că ai ridicat-o așa la fileu. Da, corect. Fiind adeptul tot ce, și așa tot ce este trecut, nu regret absolut nimic. Dacă ar fi să te întorci înapoi și să schimbi ceva... Ai vrea să schimbi ceva ce să nu ducă la asta? Garantat, trebuie schimbat ceva. Garantat. Doar că trebuie văzut ce. Știi? Însă niciodată nu consider că ce este trecut mai are loc de a fi dezbătut. Absolut nimic. Este trecut. Ce se face de acum înainte contează. Absolut totul. Vezi tu că suntem oameni și avem multe lucruri de care ne legăm în viața asta, știi? Și poate abuzând într-o direcție de business, de job, îți neglijezi partea de familie, știi? Ca să se întâmple și la mine. Și atunci... poate consider că așa trebuie. Știi? Că întotdeauna am considerat că trebuie să fac mai mult decât tatăl meu. Tocmai de aceea le spun și copiilor mei, tu trebuie să mă depășești pe mine cu absolut totul. Prin înălțime, prin absolut tot. Deci eu așa consider. Trebuie să faci mai mult decât tatăl tău. Dacă eu așa consider. Dacă nu e un subiect prea sensibil. Nu știu... Tatăl meu a fost un om foarte inteligent și consider că de la el am luat partea aceasta antreprenorială. De putere, de așa. El nu și-a dezvoltat-o deloc. Mama mea a fost și este un om foarte pacifist, foarte calm, foarte negativist de multe ori. Așa.
Nu pune că... tot timpul răul înaintea oricurui. Eu niciodată nu am văzut rău și nu-l voi vedea niciodată. Da, pentru că ești un om care îți asumi niciodată acțiunile și... Niciodată. Întotdeauna voi vedea partea de bine. Întotdeauna voi vedea albul. Întotdeauna voi vedea binele. Niciodată răul. Că de multe ori mi se spune, băi, dar nu ai niște rezerve, niște... depozite. Rezerve de ce? De bani, de mamă, măsă, de ce-o fi. Nu. Deci... în premieră, Marinca Marian nu are bani puși deoparte, nu-i cereți împrumut. Hai noroc. Zim dacă ar fi să stai acum, în locul meu, la masa asta, așa, cu Marian. Cu Marian din 2000... Când ai terminat facultatea? 2004. Nu, nu. Când ai terminat liceul? 2000. Cu Marian din 2000. Așa. Și ar trebui să-i dai 3 sfaturi. Ce ai spune acum lui Marian din 2000? Aoleu. Consider că cele 3 sfaturi pot fi într-unul singur. Fă exact la fel. Sincer. Sincer. Nu consider că trebuie distorsionată istoria și nu trebuie mers în spate pentru a gândi că dacă făceam eu acolo altfel, acum era altfel. Deci orice s-ar întâmpla cu tine în lumea asta, într-un univers paralel, într-un, știu eu, ce mai există, așa, tu vei face aceleași lucruri obligatoriu. Mi le asum. Rar am întâlnit oameni atât de fermi și de pozitiv ca și tine. Și te felicit pentru asta. Mulțumesc. Mai dăm o dată că asta este. Cum te distrezi și unde îți place să călătorești, să mergi în concedii în afară de Italia? Că acolo am stabilit deja că ești fan la fel ca și mine. Cum se distrează Marian Marinca? Fondatorul Emerca. Ai fi surprins că îmi plac foarte mult cluburile? Bă, sincer, nu sunt surprins. Adică... chiar îmi plac foarte mult cluburile, chiar îmi plac foarte mult distracțiile de noapte, însă îmi plac chiar și foarte mult aventurile, gen rafting, gen karting, gen orice. Credeam că spui acum blondă, brunetă, roșcată. Da, mă bucur, ele întotdeauna... mă bucur că ai spus crafting sau ce ai mai spus tu pe acolo. Ele întotdeauna vor fi acolo. Da, da. Asta ca o paranteză și ca o glumă. Dar sigur sunt momente în care Marian are nevoie de liniște. O, da. Atât exterioară, cât și interioară. O, da. Și unde o găsești? Îmi place foarte mult să conduc, enorm de mult să conduc. Deci, de foarte multe ori când sunt la birou și am avut o discuție foarte grea și lungă, efectiv mă iau și mă plimb cu mașina. Nu știu unde merg. Chiar nu știu unde merg. Deci nu ai un loc al tău unde... Nu. Mă plimb, pur și simplu. Bă, mă duc în locul meu unde stau. Mă plimb și... cu mașina. În acele momente, efectiv, mă plimb cu mașina. Ăsta e modul meu în ultima vreme de a mă detașa, de a mă relaxa, după ce ajung iarăși în priză, cum s-ar spune. Am noroc că în aceste momente conduc o mașină electrică și... Am vrut să zic că datorită faptului că ai o mașină electrică și nu auzi asta, că nu auzi zgomotul motorului, pentru cel puțin pentru mine e greu să o înțeleg. Adică eu niciodată n-aș putea să iubesc o mașină care nu am o mașină cu motor puternic, dar vreau să-mi iau, tocmai pentru că iubesc zgomotul ăla. Sunetul, vibrațiile. Da, dar nu ăla făcut da, să sune. Active sound, ăla care e nativ. Să știi că și eu iubesc mașină foarte mult. Cum iubesc... e iubirea față de mașini? E o iubire. Dacă nu se aude motorul ăla, puterea lui de sub capotă. Am această mașină de imediat un an. Am făcut vreo 35.000 de kilometri cu ea, doar cu ea, plus cealaltă, și să știi că e cea mai tare mașină. Ești primul care pleci la semafor, ai un power instant. Și când pleci undeva la călătorii mai lungi,
Nu te gândești tot timpul, bă, unde trebuie să opresc, să încarc, să... Ba da. Cum e viața ba da, trebuie de să, trebuie șofer să electric? Trebuie să te gândești, doar că fiind un... Ai văzut că acum au părut multe ăștia cu... au apărut multe, cum să le zic eu, că nici nu vreau să sune urât. Ziua din prima. Au apărut multe postări pe Facebook. Așa. În care se scrie că nu poți să-ți cumperi mașină electrică dacă benzina sau motorina este ieftină. Păi nu este ieftină. Cumva sunt adepți ăștia de orice se întâmplă în lumea asta, cineva așa dori să se întâmple așa ceva și cumva că de aia s-a scumpit combustibilul ca lumea să cumpere mașini electrice. A, nu, este o... Nu. Mai nou circulă. N-are nicio treabă una. Mema asta. N-are nicio treabă una cu cealaltă. Se face că eu anul trecut mi-am luat prima mașină electrică. Am mai luat anul acesta încă una în firmă pentru un coleg de-al nostru. Dar eu zic că e chiar viitorul, sincer. Și dacă te duci la drum lung și îți faci un itinerariu pe unde încarci, unde te oprești, asta nu e chiar o problemă, pentru că suntem oameni de afaceri și putem să facem niște planuri, nu? Și atunci chiar nu văd o problemă. Dacă tu te oprești la o cafea 15 minute da, și da, încarci... Eu nu știu, eu am așa o problemă. Așa. Ok, facem planuri, sunt de acord și eu fac planuri și voi face și sunt conștient că trebuie să fac planuri. Dar nu știu, parcă partea asta în care trebuie să... În planul meu să țin cont de faptul că trebuie să mă încarc undeva mașina, nu știu dacă aș putea vreodată să o includ în plan. Pe viitor, am condus o mașină electrică. Pe viitor sigur nu va trebui să faci aceste lucruri. Acum, da. Probabil sunt eu mai de modă veche. Am avut o mașină, chiar s-a întâmplat o întâmplare, dar e amuzant și trebuie să-ți spun. Am avut o problemă cu mașina și cei de la Autobecoro, de la Nissan, au fost foarte profi, m-au ajutat și pe perioada cât mi-a fost mașina la reparat, mi-au dat la schimb un Nissan de ăsta, Leaf. Da. Vrei să spun singurul meu gând? Mm. Singurul meu plan? Mm. Cât umblu cu ea, astfel încât să nu trebuiască să o încarc până când o schimb. Și crede-mă că dacă aveam de mers la cumpărături sau undeva, mă gândeam, bă, mă duc acasă, o parchez, o iau pe-alu soția mea și vin cu aia la cumpărături. Ca să nu se descarce bateria asta, să nu trească să mă trezesc că trebuie să o încarc și n-amunde. Da. Să-mi ajungă până când trebuie să o returnez. Vlad, hai să spunem altfel. Eu mi-am pus priză la firmă. Când ajung la birou, o bag în priză. Da, nu știu, dacă intervine ceva și trebuie să fug de urgență și nu să încarc... Probabil că am o problemă. Dacă apare urgență și n-apucă să se încarce și trebuie să mă duc undeva rapid, poate mai departe. Există și mașina numărul 2. Uneori. În cazul de față există. Da. Deci dacă există urgență și chiar trebuie să fie altfel lucrurile făcute, există mașina numărul 2. Pentru că eu, din ce știu, infrastructura din România deocamdată nu este, adică eu nu o văd pregătită pentru o populație care conduce mașini electrice. Foarte multe mașini electrice deja în România și nu avem suficiente stații de încărcare. Da, asta e o problemă în România. Pentru că în ultimul an s-au dublat mașini electrice. Da, sunt foarte multe. Uite, de exemplu, tu dacă ar fi să mergi la București, cu ce mașină te aduci? Cu avionul. Bun, mie îmi place să conduc și eu oricând aș alege un A8 aș alege o mașină în locul avionului? Anumitor tipuri de avioane. Nu-mi fac griji, deci am zburat de pe Cluj până în Varșovia cu un ATR de genul care... Și am zburat mult la București. Cu ATR-uri. Da. Te obișnuiești la un moment dat. N-ai ce face. Chiar n-ai ce face. Pentru că... Da, ai zburat vreodată deasupra de demanului cu ATR-ul?
Nu, niciodată. Când întoarce să vezi antenele care îți pădea de man și să nu? Nu, niciodată. Iar îți recomand să faci una și după aia să vii să-mi spui cu ce te-ai duce de la Baia Mare la București. Cu electric sau cu diesel? Clar, cu diesel m-aș duce. Clar. Pentru că clar, clar. Nu există. Însă prefer să mă duc la Budapesta cu electric decât să mă duc la București cu diesel. Păi da, dar deja acolo vorbim de o infrastructură. Suntem mai aproape. Noi suntem mai aproape de vest decât să ne ducem. Te duci o oră pe drumuri. Nu? Na. După care ieși din drumuri și te duci pe alte drumuri. Așa este. Tocmai de aceea am zis că prefer să merg la Budapesta cu electric decât să merg la București cu diesel. Da. Asta e realitatea în care trăim și asta e realitatea în care ne-au adus cei care ne conduc de 30 de ani. Da, prefer să merg la Budapesta, recunosc, sunt român și respect românii și iubesc România, însă prefer să merg la Budapesta decât la București. Depinde ce treburi ai. Dacă ai treabă la București, n-ai ce să mergi la Budapesta. Nu voi avea niciodată treabă la București. Prefer să nu am treabă la București. Eu am treabă la București și mă duc des, dar evident, când mă grăbesc și am mult prea încărcat programul pentru a-mi permite să mă duc cu mașina și eu mă duc cu avionul, că da, te grăbești și... Deci avionul este cea mai sigură soluție, în primul rând, și cea mai rapidă, cea mai... Da, e rapidă. Acum, da, și sigură, că multă lume spune că ATR-urile astea, chiar dacă sunt mici și sunt așa cum sunt, sunt cele mai ușor de controlat. Acum, nu știu, probabil ai auzit și tu. Nu știu, că din cauza că sunt mici, ci că sunt mult mai ușor de stăpânit și de controlat. O să o întrebăm pe colega noastră din AIME, pe Diana, când o să vină la podcast, o să o întreb și aspectul ăsta. Chiar sunt curios, pentru că am auzit mulți oameni spunând chestia asta. Și sunt sigur că ea știe. Adică, hai să, ce nu știe Diana și ține de domeniul ei. Adică, așa cum ai spune o, Diana nu știe o prostie. Diana nu știe o prostie. E pe lista de invitați, acum, dacă tot dezvăluim din secrete. Și o să întreb chestia asta, dacă e adevărat. Dar așa se spune. Mă bucur. Că e mult mai ușor, în caz de, Doamne ferește, ceva, e mult mai ușor de stăpânit un avion de dimensiuni mici. Da. E ca și cum ai o mașină mică sau o mașină mare, până la urmă, sau un camion. Ei, păi, dacă ai o mașină mare... Dacă e camion, da. Dar dacă ai o mașină mare, eu oricând aleg o mașină mare în loc de o mașină mică. Da, bun, și dacă ai un camion? Păi nu, a zis mașină, nu camion. Ok. Da, da, corect. Deci ai merge cu avionul, dacă ar fi să alege. Sincer, cu avionul sau nu cu electricul? În acest moment chiar prefer avionul, deși iubesc să conduc. Iubesc să conduc. Îmi place să fac chiar 1500 de kilometri într-o zi fără nicio problemă. Doar că cred că în aceste momente timpul este foarte prețios și atunci prefer să stau la un pahar de vin cu un prieten decât să conduc decât să o țară întreagă. Exact. Hai ca să te mai întreb asta și o să ne apropiem de final, că sigur că da. Ne-am întins. Ne-am lungit un pic, dar a trecut timpul rapid. Ar fi culmea să nu te întreb asta, fiind un om de afaceri, un om de afaceri cunoscut cel puțin în zona noastră, cu o companie cunoscută. Dacă ar fi să-mi spui, nu știu, cea mai mare aroganță pe care a făcut-o proprietarul Lemerca sau cea mai mare, nu știu, cheltuială sau... Ce-ți vine în minte? Nu prea îmi place. Asta ca să-i satisfacem pe ăia care... A, păi ăla de la MRK are bani, are, deși ai spus că n-ai bani, nu dai bani împrumut, am înțeles asta. Dar totuși, nu prea. Dacă ar fi să faci un top al, nu știu, mi-am luat o șampanie de 20.000 de euro sau ceva de genul. Îmi plac vinurile roșii foarte mult. Asta nu e aroganță, asta e... Foarte mult îmi plac vinurile roșii. It's a must have. Yes, it's a must have. Îmi plac... cea mai mare aroganță, nu pot spune că e o aroganță, îmi plac foarte mult pantofii. Am, cred că...
Eram sigur că vei spune asta de asta. Pentru că am văzut cu ce ai venit pe călțat. Dar nu este o aroganță, dar nu este o aroganță. Și pe Facebook. Unde ți-i comanzi? Cine ți-i face? Că pui poze cu ei, pui filmări, arată foarte bine și mă gândesc că... Sunt înnebunit după pantofi. Costă ceva, dar... Sunt înnebunit după pantofi. Nu consider că e aroganță, că nu sunt o mare cheltuială. Costă... Decent. Nici puțin, dar nici mult. Cât trebuie? De la până la... De la 300 de euro până la 700 de euro, 1000 de euro, zic și eu. Însă sunt handmade, făcuți în România. Nu voi da numele, e un tip de la București, extraordinar, am cred că de la el minim 50 de perechi. Și întotdeauna îmi voi cumpăra câte o pereche, cel puțin, dacă merg la București, trebuie să-mi cumpăr o pereche. Asta e... Nu aroganță, dar e plăcerea mea, să spun așa. Nu-mi place să fac aroganțe, să cumpăr 10 șampanii de nu știu câți bani sau 10 mașini de nu știu câți bani, deși am pierdut în mașini foarte mulți bani și voi mai pierde în mașini mulți bani. Doar toată că nu mai pierde mașini, pentru că mașinile nu sunt o investiție, doar dacă nu... le fac aici. Da. Doar că nu voi considera ca să merg în club, dau un exemplu, ceea ce se practică și să cumpăr 10 șampanii și să-mi spăl ceasul și papucii cu ele. Mi se pare de prost gust și nu voi face niciodată. Iubesc papucii enorm de mult și voi cumpăra întotdeauna papuci speciali sau poate papuci pe care multă lume nu i-ar purta. Însă mie îmi plac. Sunt altfel. Ar fi mișto să arătăm dacă colegii din tehnic pot să ne surprindă un pic pantofii tăi. Papucii, eu i-am văzut. Dar eu i-am văzut și... Eu nu știam că vine azi la tine. Eu nu știam că vine azi la tine. Asta e dar asta a fost cu... în încălțămintea mea de astăzi. Just like that. Nu știam că vine la tine azi. Ai venit. E important că ai venit și îți mulțumesc pentru asta. Eu consider că am discutat niște chestii interesante. Chestii din care vorba aceea, cine are urechi de auzit să audă, unii ar putea învăța anumite lucruri din ce am discutat noi aici. Bine, marea majoritate vor rămâne cu faptul că proprietarul Emerca își cumpără pantofi de 1000 de euro. La nu! Dar să bem pentru asta și să nu uităm că munca multă și... sacrificiile uneori ne aduc și recompense. Întotdeauna. Și e dreptul nostru să avem plăceri vinovate. Obligatoriu. Și suntem obligați să ni le respectăm și să ni le îndeplinim. Marian, îți mulțumesc că ai venit. Clar, mulțumesc. A fost cum a fost. Sper că a fost bine. Am avut și eu emoții, ai avut și tu emoții. Sper să ne revedem peste un an, la sezonul 2, unde vom fi mult mai pregătiți pentru camere și pentru discuțiile astea de scenă. Corect. Eu cred că am discutat niște chestii mișto și... Îți mulțumesc, Vlad. Eu îți mulțumesc. Te salut. Și mulțumim și lui... Da. Lui Malbec argentin. Dacă ar fi să o zicem în varianta lor, am zice a la salut. A la salut. A la salut. A la salut. Argentino 2019. Ne-a făcut seara mult mai frumoasă. Garantat. Mulțumim divin. Mulțumim. A avut dreptate. Vom mai apela la ei. Și îți recomand să mergi și tu, dacă cred că ai fost deja. Am fost și mai mergem. Da. Să nu merge înaintea mea să cumpăr cea mai rămas din Argentina. Îți doresc mult succes în continuare. Mulțumesc. Să rămâi pe aceeași linie ascendentă cu business-ul tău. E obligatoriu. Și vreau ca peste 50 de ani să stăm acolo undeva pe marginea unui râu. 50 de ani de acum? Bă, 50 la mine măcar. Că e mai tânăr. Dar, mă rog, să avem, nu știu, tu 85, 80, 78, așa? Să stăm pe marginea unui râu.
Așa? Pe bancă, bine, nu numai noi doi, că ar fi aiurea să stăm numai noi doi. Cu mulți nepoți. Cu mulți nepoți, cu mulți copii, cu ce avem acolo, cu familiile. Și să bem un Argentino. Da. Tot din 2019 și atunci. Garantată. Și să ne amintim, bă, ții minte, mă, când ai făcut, un nebunule, podcastul ăla și m-ai chemat pe mine și... Vă mulțumim tuturor celor care vă veți uita. Ne vedem la următorul episod. Seară faină! Seară bună!